Bună dimineața tuturor, dragii mei, pacea Domnului și bine ne-am reîntâlnit din nou în această dimineață. Vă doresc slava binecuvântat tuturor și îmi cer iertare pentru problema de aseară, că n-am putut să vin înaintea dumneavoastră. Am avut niște probleme urgente care trebuia rezolvate. Am ajuns pe la 7:30, am făcut duș, am mâncat puțin și m-am pus în pat. Nici nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Atât de obosit am fost că m-am trezit azi dimineață pe la ora 4. Am fost tare obosit și oricum nu eram pregătit aseară ca să vin înaintea dumneavoastră. Lecția era pregătită, prezentarea era totul făcut, dar nu mă simțeam în stare. Îmi cer iertare pentru lucrul acesta. Am fost tare, tare obosit și cu problemele pe care a trebuit să le rezolvăm. Era maximă urgență pentru rezolvarea acestor probleme. Domnul să fie lăudat că ne poartă de grijă, Domnul să fie lăudat că intervine de fiecare dată în viața noastră, binecuvântat și mărit să fie numele Lui pentru tot ceea ce face El pentru noi. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, al iubirii, al bunătății, al harului pe care revarsă peste noi oamenii ca noi să trăim în pace și liniște împreună cu Dumnezeu. Vreau să salut pe Flor de Trandafir, Daniel Duță, Costel Dumitrașcu, Miha, Viorica Pătrașcu, Veronica Mihai, Fane Bobu, Suzana, Taraj Maria, Natalia Moica, Anastasia Lupu, Estera Neculicioiu, Cristian Lăcătuș și pacea Domnului și multă binecuvântare și bine ați venit în această dimineață unde putem să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este prețios, Cuvântul lui Dumnezeu are valoare dacă îi dăm valoare. Dacă nu îi dăm valoare, nu are nicio valoare, dragii mei, pentru niciunul dintre noi. Oricum, El nu-și va pierde niciodată valoarea. Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne Cuvântul lui Dumnezeu. Omul va rămâne om. Pacea Domnului Alina Daniela, bine ați venit cu noi în această dimineață. Domnul să fie lăudat pentru toate aceste lucruri, dragii mei. Vreau să vă aduc câteva știri din lumea aceasta mondenă, din lumea aceasta pământeană. Marian Slăvescu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Lucrurile se accentuează, dragii mei, tot mai departe. Câteva știri pe care papalitatea le promovează. Deja el este prezentat ca lider al încălzirii globale, el intră pe ultima sută de metri încât își va primi puterea definitivă, anunța că toți oamenii trebuie să se pocăiască, nu de păcate, să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască pentru natură, să aibă grijă de natură, pentru încălzirea globală, pentru unitate, pentru și așa mai departe. Lucrurile acestea sunt promovate, arată destul de clar în ce direcție mergem, doar dacă vrem să ne trezim. Viorica Călin, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Doar dacă vrem să vedem ceea ce trebuie să vedem. Dacă nu vedem, nu vom vede niciodată. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l aduc înaintea noastră, lucrurile acestea se perpetuează din ce în ce mai mult. Data trecută v-am spus și vă spun și acum, OMS-ul spune că se mulțesc cazurile de maimuță. Nu rostesc cuvântul întreg, dar lor, după pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și spunea, dragii mei, că dacă oamenii nu se vor înțepa și nu se vor grăbi să facă lucrul acesta, se va declara epidemie mondială. Vor să lovească din plin copiii lui Dumnezeu care sunt cu capul pe umeri, care își pleacă capul înaintea lui Dumnezeu și își deschid ochii să vadă ceea ce trebuie văzut, vor vede și Dumnezeu le va purta de grijă. Suzana Gabor, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dacă vom vrea să vedem lucrul acesta, îl vom vede. Dacă nu-l vom vrea să vedem, nu vom vede. Și cine nu vrea să vadă și cine nu-și va deschide ochii în timpurile acestea, va avea multe suferințe de îndurat. Petra Palic, pacea Domnului. Și bine ați venit cu noi în această dimineață. Doi, ieri mi s-a întâmplat un lucru care de atâta timp de când merg la magazin, nu s-a întâmplat niciodată. Și lucrurile se vor accentua din ce în ce mai mult. Am vrut să iau ceva ulei pentru casă și când ajung la casă, la un moment dat, zice doamna de acolo, nu aveți voie mai mult de două sticle. Păi, adică cum nu am voie mai mult de două sticle? De ce? Nu ai voie.
dar a fost cu inimă bună și m-a lăsat ca să plătesc mai de multe ori să pot să iau ceea ce aveam nevoie și mi-a dat. Nu este voie. Și se va raționa din ce în ce mâncarea. Deja s-au făcut comitete de urgență, de pregătire pe la primării și peste tot pentru lucrurile acestea care se întâmplă. Toată această secetă se prelungește. Unii dintre noi credem că este provocată. Într-adevăr, este și provocată. Nu putem să spunem lucrurile acestea. Dar singurul lucru care se întâmplă pe pământul acesta, că Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu are cămările cerului de unde dă drumul la ploaie pe pământ. Că Dumnezeu închide prin alte mijloace, este altă treabă, dar tot de la Dumnezeu vine lucrul acesta. Dumnezeu închide cămările cerului ca ploaia să nu mai ude pământul, fiindcă pământul a ajuns la nenorocire. Dumnezeu aproape că nu mai are ce să vadă pe pământul acesta nimic bun. Dumnezeu are măcar un popor pe pământul acesta care la un moment dat era devotat trup și suflet lui Dumnezeu. Problema este că nici poporul acesta de la un timp de vreme nu mai este dedicat trup și suflet lui Dumnezeu, fiindcă are altă preocupare. Aseară trebuia să vină înaintea dumneavoastră cu un mesaj, dar totuși îl voi aduce marți seara. Continuarea celui pe care l-am prezentat marțea trecută înaintea dumneavoastră, cum poporul are nevoie de o schimbare, de o reorganizare. Continuarea care va fi, dragii mei, învățăturile lui Ahab și Izabelei stăpânesc pe poporul lui Dumnezeu în timpurile acestea. Și vreau să vă spun, dragii mei, că noi, ca virgulă creștini, ai timpului acestuia, ai generației acesteia, ai încheierii timpului acestuia, îi întoarcem spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie de multe ori, la fel ca și pe timpul lui Ilie, să trimeată secetă în poporul său, secetă pe pământ. La rugăciunea unora dintre credincioșii lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu face lucrul acesta la fel ca și pe timpul lui Ilie. Când cerul a fost închis. 3 ani de zile. 3 ani de zile, dragii mei. Kovacs, Hovan, bine ați venit cu noi în această dimineață. 3 ani de zile nu a dat ploaie. Noi ne văităm pentru o lună, două, trei și așa mai departe. 3 ani de zile nu s-a văzut. Animalele mureau de foame. Poporul era terminat. Era distrus. Din ce cauză? Datorită păcatelor. Și spune că Ilie s-a rugat pentru timpul acela ca să se închidă cerul, ca prin strâmtorarea aceasta pe care Dumnezeu o îngăduie să vină peste pământul acesta. Poate poporul lui Dumnezeu își va recunoaște păcatul. Poate poporul Dumnezeu se va întoarce de la apostazie și la păcatele sale și de la idolatrie. Poate că poporul Dumnezeu va îndepărta pe idolii lui Baal și Astartei din casa de închinare și din templul lui Dumnezeu și din casele lor și din locurile lor. Același lucru se întâmplă astăzi pe timpul acesta. Spune că de pe timpul lui Ilie, drumbrăvile, locurile frumoase, parcurile, așezările, înălțimile care erau peste tot, era la timpul acela Baxa Tarzan, pacea Domnului. Pe timpul acela spune că ei își făcuseră și zidiseră altare. Bobu, ce mândiță, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Zidiță la altare, se închinau, aveau idoli și altarele Baalilor și Astartelor. Astăzi ce se promovează pe pământul acesta? Natura în sus, natura în jos, casa noastră comună, toate aceste lucruri. Cârstea Ecaterina, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Acest lucru, toată lumea este înclinată către adorarea naturii, închinarea la natură și toate aceste lucruri. Și Dumnezeu închide din nou cerul. Și Dumnezeu îl închide pentru întreaga omenire, îl închide pentru poporul său, închide că totuși ne vom întoarce, ne vom mărturisi păcatele, totuși vom face ceva în privința noastră, a legăturii noastre cu Dumnezeu. Totuși ne vom trezi, totuși vom lua o hotărâre pentru Dumnezeu. Și astăzi văd că încetul cu încetul Dumnezeu face exact cum spune cuvântul său, sfânt și curat, că cel în curând va lua poporul său
orice sursă de izvor de pâine, orice sursă de izvor de apă, ci numai poporul său și tuturor Dumnezeu va la Iacov subțire, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dumnezeu va face lucrul acesta pentru mântuirea noastră, nu că Dumnezeu este rău. Poate ne vom trezi, poate ne vom recunoaște păcatele, poate ne vom întoarce de la căile noastre, poate ne vom schimba într-un fel sau altul, poate vom da prioritate cuvântului lui Dumnezeu, poate ca din gura noastră va ieși doar adevăr și curăție. Poate că nu vom mai trunchea, nu vom mai modifica, nu vom mai altera cuvântul lui Dumnezeu. Poate că noi vom părăsi calea cea rea. Poate. Dumnezeu închide cerul să dea ploaie. Dumnezeu îngăduie să se scumpească prețurile. Dumnezeu îngăduie ca să crească și să mărească inflația pe pământul acesta. Dumnezeu, chiar dacă satana lucrează, Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și e promovată doar cu voia lui Dumnezeu. Nimic pe pământul acesta nu cade și nu se ridică decât la cuvântul și la porunca cuvântului Dumnezeu. Nimic pe pământul acesta nu are nicio conotație adusă de altcineva în afară de caracteristica cuvântului Dumnezeu care îți spune așa este, așa rămâne. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, pe mine și pe tine astăzi să recunoaștem că suntem păcătoși. Dar nu să rămâne la starea de recunoștință și Dumnezeu ne cheamă ca să luăm o hotărâre fermă și să ne împăcăm cu El cât încă se mai poate, căci Dumnezeu este gata să vină, Dumnezeu va trimite strâmtorare pe pământ, strâmtorare până la ultima șansă sau soluție sau rezolvare a oricărei probleme pe pământul acesta. Zenobia Cotea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dumnezeu cercetează pământul. Dumnezeu cercetează pe poporul său. Dumnezeu ne cercetează pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă, pe mine și pe tine, să facem ceva. Să ne trezim, să ne ridicăm, să ne transformăm. Să vedem, vom vede dimineața aceasta, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, când se vede fața aurului curat. Când? Cum? În ce fel? În ce fel se va vede? Aurul curat, fața lui strălucitoare, se vede după ce trece prin foc. Se vede doar atunci când este probată. Mulți dintre noi astăzi credem că suntem aur curat. Mulți dintre noi credem că suntem slujitori al lui Dumnezeu. Mulți dintre noi credem că vom fi mântuiți. Mulți dintre noi credem că deja suntem scriși și vom rămâne acolo pentru totdeauna în cărțile din ceruri. Mulți dintre noi credem că Dumnezeu vine să ne ia acasă și ne va da moștenire ca viața veșnică și pământul cel nou. Dar Dumnezeu zice, crezi lucrul acesta? Da. Atunci te voi proba. În focul încercărilor. În cuptorul cel încins. Îți voi reduce. Îți voi lua orice sursă de izvor de pâine, orice sursă de izvor de apă. Să vedem cum ești. Dumnezeu va îngădui și persecuție. Dumnezeu va îngădui orice lucru pe pământul acesta ca să scoată orice defect din caracterul nostru. Orice firicel de zgură din viața noastră care părtează Sfântul caracter al Domnului Iisus Hristos și chip care ar trebui să ia ființă în noi și să fie reflectat de fiecare dintre noi, dragii mei. Haideți să ne rugăm în dimineața aceasta, mă voi pleca pe genunchi, ne vom ruga pentru noi ca Dumnezeu ne poartă de grijă, pentru mesajul Său, pentru toți aceia care ascultă Cuvântul Dumnezeu, pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru o trezire pe care trebuie să o avem în viața noastră și o reformă și pentru lista noastră de rugăciune. Gabi Murui, pacea Domnului, Grigore Tomoiagă, Bălău Vasile, pacea Domnului, Antonio Tuta, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Mă voi pleca pe genunchi, dragii mei. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta, la picioare Tale în această dimineață, să-ți mulțumim că ne iubești, să-ți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că în sabatul Tău ce Sfânt ne-ai adus cu bine la zorii zilei.
Te rugăm în această oră să fii prezent în mijlocul nostru și peste noi prin Duhul Tău cel Sfânt. El să-și facă lucrarea de plină pentru reformă și redeșteptare, pentru trezirea pe care trebuie să o avem, pentru hotărârile care trebuie să le luăm în timpurile acestea. Ajută-ne să ne mărturisim păcatele, ajută-ne să le părăsim și să luăm noi hotărâri de a Te urma pe Tine. Iartă-ne, Doamne, și curățește prin sânge și merite, Domnul Iisus. Fă ca cuvântul Tău să aibă putere și să lucreze în viața noastră după voia Ta, să-L înțelegem și să-L trăim. Te rugăm pentru lista de rugăciune ca să intervii în viața fiecărui suflet cu problemele și nevoile lor, cu rezolvările lor și niciunul să nu piară și cu toții să fie mântuiți. Te rugăm ca Tu să faci, ca poporul să se trezească, ca oamenii să iau o hotărâre demnă și curată pentru hotărârea Ta, pentru mântuirea și salvarea lor. În numele Domnului Iisus am cerut acestea. Predăm totul în brațul Tău și îți mulțumim. Amin. Marius Vasile, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Medesanghița, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Vă spunem un bun venit tuturor. Îi salutăm și pe cei care ne-au salutat. Domnul să fie cu toți și să ne ajute să înțelegem că este timpul marii strigări. Este timpul revenirii Domnului Iisus Hristos. Este timpul în care trebuie să facem tot ceea ce trebuie pentru mântuirea și salvarea noastră pe pământul acesta. Vreau să vă aduc la cunoștință, dragii mei, deja suntem aproape la jumătate, planului nostru și proiectul nostru de tipărire a cărții Tragedia Veacurilor. Aștept cu nerăbdare să dăm drumul cât mai repede la tipărirea acestei cărți. Vasile Iene, Carmen Gherghina, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și vreau, dragii mei, să vă spun că proiectul nostru rămâne deschis. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ce a făcut atât de mult bine omului pe pământ și ne-a făcut și nouă bine, încât suntem aproape la jumătate, mai este puțin, ca să ajungem la jumătate pentru strângerea fondurilor de tipărire a cărții Tragedia Veacurilor. Toți aceia care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, este 6,30 lei o carte. Toți cei care doresc și voi să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, îi așteptăm. Aveți numărul meu de telefon aici sus, mă puteți contacta, dragii mei, sau pe adresa de Messenger, Liviu Bondoc. Haideți să ne implicăm, dragii mei. O carte de fiecare. Uitați-vă cum lucrurile se strică. Uitați-vă de la zi după zi. Trece una după alta. Lucrurile merg în situația în care merg. Astăzi mai putem rupe câte ceva. Ioana Manulaite, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Astăzi mai putem rupe de acolo de unde avem, din puținul nostru, din multul nostru, să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu, să tipărim o carte, să putem să dăm mărturie despre Dumnezeu în libertate, să putem să Îl vestim pe Dumnezeu până la marginea pământului, să vestim solia Evangheliei pentru pocăință, pentru mântuire, pentru salvarea omului păcătos. Lucrăm pentru alții, lucrăm pentru noi, spune Dumnezeu. Carmen, Elena, Andrei, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Putem să lucrăm. Lucrăm pentru alții, spune Dumnezeu, lucrăm pentru noi înșine. Viorel Tia, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dragii mei, dacă noi nu vom face lucrarea, cine va face? Cei mântuiți. Dacă noi nu ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, nu vom putea să fim mântuiți, dragii mei. Nu vom putea să fim mântuiți. Lica Bobu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu vom putea să fim mântuiți. Dacă noi nu avem dorința aceasta pe inima noastră, pe sufletul nostru, de salvare de suflete, la fel cum are Dumnezeu, nici noi nu vom putea să facem. Pacea Domnului, Gabo Ștefan. Deci nu vom putea să fim mântuiți. Spune că copiii lui Dumnezeu trebuie să fie Hristoși. Adică asemenea Domnului Iisus Hristos. Chipul Domnului Iisus Hristos să fie întruchipat în ei. Înțelegeți noastră. Vasile ne spune, nu se poate face mai puține pe etape, frate, să nu stea blocate prea mult timp. Nu se poate. Fiindcă în momentul când se tipăresc, nu știu cum înțelegeți noastră. Eu am lucrat în imprimerie, am lucrat 7 ani și jumătate. Am lucrat ca magazioner, am lucrat pentru supravegherea fabricii și așa mai departe. Toate aceste lucruri care se fac și ele
și costă bani. Costă bani, dragii mei. Dacă vă uitați, o tragedie a veacului la Idut, la Viață, Sănătate sau la celălalt ajunge până la 30 de lei. Este foarte scumpă. Este foarte scumpă. Se pregătesc valurile, se pregătesc plăcile care trec prin niște aparate, costă mult. Este un cupru cu aluminiu și așa mai departe, cu plumb, care se fac în niște mașinării speciale, se pregătesc. Ca să poți să faci lucrul acesta, trebuie să dai, o faci o parte, dai plăcile acelea jos, le îndepărtezi, apoi pui altele și conduci producția mai departe. După ce se termină aia, trebuie să faci altele, că acelea nu le mai poți pune acolo și nu mai vin. Nu se mai pot aranja așa cum credem noi. Lucrurile acestea nu pot. Și omul acesta a spus, dacă putem să facem o tipărire din aceasta și la un preț mic, trebuie să facem o cantitate destul de bună, să facem la 10.000 ca să iese la un preț bun. Că nu se poate, nu ține. Credeți că omul acesta n-ar vrea să facă, domnule, hai că facem 1.000, 2.000, facem, dar nu merge așa. Omul are bună voință, spune, uite, am putut să scad prețul la maxim, aproape că nu rămânem cu nimic noi. Înțelegeți dumneavoastră? De aceea nu se poate face lucrul acesta. De exemplu, cineva m-a sunat zilele acestea și zice, frate Riviu, uite, dacă vreți, avem o tragedie a veacurilor care este la 5 lei, dacă vreți. Dar e scrisul mic, oamenii fug de ele, le resping. Sunt oameni și în vârstă, sunt oameni și tineri care nu văd bine să citească. Oamenii preferă de multe ori când cartea este cu scrisul mai mare, când are o accesibilitate și o vizibilitate mai clară și mai bună, pentru ca ei să poată să înțeleagă și să facă lucrul acesta. De aceea mă străduiesc să facem lucrurile acestea. Așa să tipărim doar de dragul de a tipări și să aruncăm banii, că nu-s banii mei, sunt banii lui Dumnezeu, sunt banii dăruiți de la noastră. Ce să fac? Hai, domnule, să tipărim, să arătăm că tipărim, cum fac alții. Cineva îmi trimite zilele acestea și zice, uite, dacă vrei o tragedie a veacurilor la 1 euro, Maria Buluc, pacea Domnului, la 1 euro are o palmă, 20 cm, tragedia a veacurilor de buzunar. Păi ce tragedia a veacurilor este aia de buzunar, dragii mei? Că e mică, e mică, dacă la cealaltă care era mare, înțelegeți dumneavoastră, și totuși nu era, dar ce să facem cu aceea mică? Oamenii nu vor. Am văzut de multe ori, zice, nu văd, domnule, să citesc, nu pot. Dacă era mai, cu scrisul mai mare, aceasta care este mare, este exact la fel ca și cea de la Editura Viață Sănătate, aceasta este primită de oameni, este acceptată de oameni. Vă spun că se dă foarte repede și este foarte căutată. Oamenii doresc lucrul acesta. Am fost săptămâna trecută într-un spital veterinar și am dus acolo, deci vă spun că șeful, dragii mei, spitalului care este de acolo, i-am dăruit o carte și am mai avut în mână, am dat la cineva și zice, dă-o și la celălalt, dă-o și la celălalt. Zic, nu le-o dați, lăsați-o, celor care le-am dat-o, am trimis soția, am mai luat ce am avut în mașină și le-am dat. Și a zis că o să o citească. Dar când dăruiești câte una din aia mică, zice, nu, domne, nu că e mică, nu, că nu... Nu vor oamenii, dragii mei. Și cât este 6,30 lei dacă fiecare, vreau să vă spun că la școala de sabat suntem între 3.000 și 8.000 aproape. Urmăresc împreună cu noi școala de sabat. Dacă fiecare dintre noi, am pune, dragii mei, câte 6,30 lei de fiecare, dintre care suntem puțini, sunt câțiva, dacă vă spun, poate nu mă credeți, banii aceștia care s-au strâns, cred că la 5-6 persoane, nu sunt mai multe. Din toți cei care suntem aici, ca să tipărim această carte. Dacă fiecare, domne, ce avem de pierdut pentru a tipări o carte? O carte, nu mai mult ne cere Dumnezeu. O carte din 7.000 care suntem la școala de sabat, să dăruiești câte o carte de fiecare, vă dați seama, sunt 7.000 dintr-o dată. Dacă ar fi să strângem pe fiecare săptămână câte 6,30 lei de fiecare, hai să nu punem 7.000, punem 5.000, ar fi pe fiecare săptămână, dragii mei, să tipărim câte 5.000 de tragedii a veacurilor. Dacă am face lucrul acesta în câteva luni de zile, într-un an de zile, cred că ar fi toată populația României binecuvântată cu câte o tragedie a veacurilor. Marinela Sandu, pacea Domnului. Vă dați seama. Vă dați seama ce binecuvântare și ce ar face Dumnezeu. Marius Lăcătuș, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Deci,
Dacă am pune fiecare câte 6 lei 30, toți cei care doriți, vă aștept cu dragă inimă, rugați-vă lui Dumnezeu. Vreau să vă spun o experiență care am primit-o de la o soră. O soră a zis că s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Caramela Bulău, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și o soră zice că s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, avea niște daruri și zecim să le dea pentru casa lui Dumnezeu. Și mă sună și zice, pacea Domnului, frate Liviu, pacea Domnului, zice, cine sunteți? Păi sunt sora respectivă. Zic, eu nu vă cunosc. Zice, eu vă urmăresc la străjerul de fiecare dată. Și am pus înaintea lui Dumnezeu ce să fac cu acești bani. În momentul în care m-am rugat, după ce am terminat rugăciunea și m-am ridicat, un cuvânt mi-a spus, trimite-i acolo. Și zice, am primit îndemnul de la Dumnezeu să-i trimit. Fiecare să se roage ca Dumnezeu să-i arate ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, să stăruiască înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu știe. Tot ceea ce se face nu e pentru mine și e pentru lucrarea lui Dumnezeu. De fiecare dată când a fost, eu i-am pregătit în temele de Dumnezeu. Vă spun sincer, eu am atât cât îmi trebuie și mai mult, încă depășesc mai mult decât îmi trebuie. Nu am nevoie. Cineva zicea zilele ăștia, frate Livile, vreau să vă trimesc și dumneavoastră ceva, că lucrați pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu, frate. Zic, trimiteți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Frate, sunteți modest, dar aveți nevoie că nici dumneavoastră, că... Nu. Deci nu am nevoie. Eu nu am nevoie. Tot ceea ce vine trebuie să meargă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem în timpurile acestea să prospere lucrarea lui Dumnezeu, nu noi. Și noi avem, îi mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu a făcut să prospere tot ceea ce avem nevoie. Gigi Nedeanu, lasă domne biserica adventistă că stă pe milioane de euro și nu-ți dă dumitale sau nu-mi dă mie. Noi n-avem treabă. Noi avem treabă să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Noi avem treabă să facem lucrarea lui Dumnezeu. Că nu face biserica, că nu face Vasile, că nu face Ion, că fură ăla, că minte ăla, că ăla dă în stânga, că ăla în dreapta. Hai să o facem noi. Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă. Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi. Dumnezeu ne oferă această mare favoare să fim conlucrători cu El. Dumnezeu ne pune în mână această misiune să fim ambasadori ai Celui. Vă dați seama ce favoare ne face Dumnezeu? Lasă-l pe ăla, n-am treabă cu ăla ce face. E treaba lui, e hotărârea lui, e hotărârea bisericii, e hotărârea lui Gheorghe, lui Vasile, lui Ion. Ce fac eu când Dumnezeu mă cheamă? Asta ne cheamă Dumnezeu pe noi astăzi. Ce fac eu? Înțelegeți noastră? Dragii mei, haideți să intrăm în dimineața aceasta în studiul pe care îl avem, să vedem ce ne spune Dumnezeu. Care este scopul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu și toți aceia care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu sunt bineveniți. Îi aștept cu mare drag. Domnul să binecuvânteze pe orice dătător cu inimă sinceră și curată înaintea lui Dumnezeu. Eu vă spun că cei care se roagă înaintea lui Dumnezeu, nu se poate ca Dumnezeu să nu descoperă ceea ce trebuie să facă celui care dorește. Rodi Gabi, pacea Domnului. Bine ați venit cu noi în această dimineață. Când și cum se vede fața aurului. Aici ce vrea să spună Dumnezeu aurul? Pe cine numește aur? Dumnezeu numește aur pe toți aceia care sunt copii credincioși, curați, pregătiți, sfințiți, gata de slujire lui Dumnezeu, gata de sigilare, gata de strămutare în părăția lui Dumnezeu, dar ca să putem să vedem fața aurului curat, Maria Bere, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dumnezeu spune că trebuie să ne încerce, Dumnezeu spune că trebuie să ne probeze, Dumnezeu spune că trebuie să ne pregătească, Dumnezeu spune că trebuie să ne sfințească, Dumnezeu spune că trebuie să facă o lucrare nemaipomenită în viața mea, în viața ta, în viața noastră a tuturor. Și spune că el ședea, el va ședea, va stropi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Auziți ce spune Domnul? El va ședea. El ne va stropi, la fel cum se stropește argintul și aurul. Dumnezeu ne va lămuri pe fiecare dintre noi ca să aducem daruri neprihănite lui Dumnezeu.
dar neprihănit, Maria Micu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Aur, darul neprihănit înaintea Dumnezeu este ca să avem o viață curată. Darul neprihănit se referă și la darurile și zecimile pentru lucrarea lui Dumnezeu. Darul neprihănit se referă ca totul ceea ce facem să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să nu credeți noastră că ne va curăți doar la felul acesta. Dumnezeu spune că să-i dăm înapoi ce este al Lui. Dumnezeu spune să ne implicăm în lucrare. Dumnezeu spune că trebuie să fim salvatori de suflete. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi ca să se salveze sufletele acestea. Dumnezeu vrea ca să participăm și să fim și cu caractere curate, plăcute, sfințite înaintea Lui. Dumnezeu este gata să lucreze. Dumnezeu este gata să ne stropească, să ne curățească, să ne albească pe fiecare dintre noi, să se vadă fața aurului. Și Dumnezeu spune când ne va proba, se va vede dacă suntem aur sau zgură. Dumnezeu ne va vede și noi vom arăta ce suntem fiecare dintre noi. Căci așa toți pretindem că suntem creștini, așa toți pretindem că suntem sfinții lui Dumnezeu, așa pretindem că toți suntem ceea ce suntem și nimeni nu este ca noi. Toți pretindem lucrul acesta. Dar Dumnezeu zice, voi pretindeți. Dar eu am o măsură de măsurat. Eu trebuie să vă curățesc, eu trebuie să vă stropesc. Și momentul acela se va vede dacă ceea ce pretindeți voi este adevărat sau nu. Dumnezeu va face lucrul acesta. Acesta este procesul de rafinare, procesul de curățire, procesul ce urmează să fie realizat de Domnul oștirilor. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Nu eu îl spun, dragii mei. Nu eu îl spun, ci Dumnezeu spune că are un proces care el nu va ieși din tiparul și din forma acestui proces. Dumnezeu a folosit pentru toți oamenii, a folosit și pentru Avram. Hai să o luăm de la început. Adam, după ce a căzut în păcat, Dumnezeu a avut un proces de curățire. Trebuia să asculte, trebuia să aducă jertfă. El nu văzuse moarte niciodată, el nu văzuse sânge niciodată. El trebuia însuși cu mâna lui animalele care îl înconjurau și el trebuia să le iubească și să le îngrijească. Trebuia să le ia viața. El nu văzuse căderea frunzelor din pom. El nu știa ce este frigul, ce este căldura. Totul era constant și frumos la locul potrivit. Dar când a căzut în păcat, Dumnezeu l-a probat. A venit timpul cu Cain și Abel când Dumnezeu i-a probat și spune trebuie să aduci o jertfă de sânge. Unul dintre ei se conformează, unul nu se conformează, unul vine cu legume și așa mai. Ele sunt bune, Dumnezeu le primește. Dar pentru curățirea de păcat, pentru jertfă, pentru darurile neprihănite al lui Dumnezeu trebuie să te conformezi. Darurile de legume au darurile de legume. Darurile de sânge au darurile de sânge. Darurile de zecim și celelalte lucruri pentru lucrarea Dumnezeu, toate și-au lucrurile lor. Gabor Gabi, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Toate și-au lucrurile lor. Dumnezeu zice să le aducem toate la vremea și la timpul cuvenit. Dumnezeu ne va proba. E procedeul lui Dumnezeu, nu e procedeul nostru. Noi trebuie să ne supunem, noi trebuie să ascultăm. Noi oamenii nu ne putem curăți. Dumnezeu zice, dacă astăzi auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Predați-vă, supuneți-vă. Fiți de acord. Duceți o luptă dreaptă și eu mă voi ocupa să sfințesc poporul acesta, să sfințesc pe fiecare dintre voi. Dumnezeu ne va sfinți dacă noi vom dori. Dacă Dumnezeu va vede că noi suntem dispuși să conlucrăm cu El, Dumnezeu va vede dacă noi suntem gata să-i oferim dreptul de Dumnezeu și de stăpân al vieții noastre, El ne va curăți. Dacă vom dori lucrul acesta, Dumnezeu o va face, dacă nu vom rămâne necurățiți, dragii mei. Lucrarea aceasta pune sufletul la grea încercare, dar numai prin acest proces pot fi îndepărtate zgura și impuritățile. Auziți ce spune Dumnezeu? Sufletul omului va fi pus la grea încercare. Fiecare om va fi încercat înaintea lui Dumnezeu. Anastasia Androni, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci omul va fi încercat. Dar doar în felul acesta vom putea să fim curățiți de impurități. Ele vor fi îndreptate. Doar numai prin acest proces vom putea să devenim oameni curați înaintea lui Dumnezeu.
Toate încercările prin care trecem sunt necesare pentru a ne apropia de Tatăl nostru Ceresc și pentru a ne conduce la ascultarea de voința sa, astfel încât să-i putem aduce o jertfă neprihănită. Mărturii, volumul 3, la pagina 541. Auziți ce spune? De ce credeți că vin încercările acestea pe pământ? Pentru unii sunt judecăți, pentru unii sunt probe de foc, probe de încercare. Dumnezeu ne încearcă, ca și pe poporul Israel. Fiecare dintre noi vom avea un refidim, unde Dumnezeu ne va conduce intenționat, unde știa că apele nu-s bune de băut, unde știa că poporul trebuie să fie cercetat și poporul a murmurat. Dumnezeu ne va trece și pe noi astăzi. Va închide cămările cerului și se vede că de la un timp de vreme sunt închise. Pământul să nu mai dea rod. Cerul să nu mai dea ploaie. Răbdăm noi în voința lui Dumnezeu sau vom lupta contra voinței lui Dumnezeu? Costel Petrovic, bine ați venit cu noi. Ce vom face? Ne vom mulțumi cu ce ne oferă Dumnezeu? Vom fi mulțumiți cu proba de curățire pe care ne-o pune Dumnezeu fiecăruia dintre noi? Va veni timpul, spune cuvântul lui Dumnezeu în mărturii, că vom fi încercați, care unii dintre noi, poate la două zile, vom mânca o bucată de pâine. Dar pâinea aceasta și apa nu ne va lipsi chiar la două zile. Pe când ceilalți locuitori ai pământului, mulți dintre ei vor muri de foame și de sete. Poporul va fi încercat, lumea va fi constrânsă, judecățile lui Dumnezeu vor cade pe pământ. Noi trebuie să aducem daruri neprihănite înaintea lui Dumnezeu, jertfe fără prihană, fără cusur, la care Dumnezeu ne cheamă astăzi ca să luăm o hotărâre. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne strigă, Dumnezeu ne cheamă prin catastrofe naturale, prin epidemii, prin pandemii, prin foamete, prin secetă, prin foc. Pământul este scutuit din temelii, este zdruncinat, este cercetat. Te trezește lucrul acesta sau te împietrește, dragul meu ascultător? Te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează? Când seceta se mărește, când foametea crește, când criza se accentuează, alegi mai mult după câștig sau te oprești să te cercetești, să spui: Doamne, pentru ce îngădui lucrul acesta? E ceva în neregulă cu mine? Și să strigăm ca David către Dumnezeu, să spunem: Dumnezeule, cercetează-mă în lăuntrul meu. Flor de trandafir zice: fratele meu, un domnul, dacă zic ceva, te super pe mine, ți-ai dat musteața, era frumos. Eram sigur că unii dintre noastre să zice: știu că și mie îmi place, eu am avut mai de mult mustață. No, acum discutăm și alte lucruri, dar soția nu vrea. A stăruit de mine 2 săptămâni de zile, că nu-i place. No. Acum, când te căsătorești, nu faci numai ce-ți place, și faci ce ne place. Înțelegeți noastră? Asta este. Ci că bărbatul, când se căsătorește sau nevasta, face ce îi place nevestii. Nu. Ea îmi pune să mănânc, ea are grijă de mine, ea mi-așterne patul, ea îl face. Ea mă pregătește de drum, ea mă primește acasă. Nu. Acum ce vrei să facem? Dacă îmi iubesc soția, fac. Acolo cât e până la Dumnezeu, restul n-am ce să fac. Trebuie să facem ceea ce este mai bine. Mihai Barbu, pacea Domnului, spune: cum înțelegeți aceste declarații spirituale din punct de vedere neurofiziologic? Sau doar sufletul este curățit, iar el continuă să conducă un creier îmbibat cu păcat? Puteți să fiți mai clar. Păi Dumnezeu vrea să ne curățe din toate formele, dragul meu, și trupește, și fizic și spiritual. Maria Toma, pacea Domnului. Vreau să donez pentru tipărea tragedia veacului, lumea are nevoie să cunoască adevărul, un cont curent.
scrieți-mi Maria Toma pe Messenger Liviu Bondoc. Dacă nu vă am în lista dumneavoastră, puteți să-mi dați cer de prietenie sau aveți numărul meu de telefon aici unde puteți scrie și apoi eu vă voi trimite ori un cont, ori o adresă unde puteți să participați la lucrarea aceasta. Să mergem mai departe, dragii mei. Deci Domnul vrea să ne curățească în toate formele. Domnul este gata. Dumnezeu vrea să ne conducă pe fiecare dintre noi la o ascultare de voința sa, astfel încât să putem să-i aducem o jertfă neprihănită lui Dumnezeu. În providența lui Dumnezeu, conflictele de pe ceas pământ ne oferă pregătirea necesară pentru dezvoltarea unui caracter potrivit pentru curțile cerești. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Nu eu vorbesc de la mine. Stă scris. Prin conflicte. Prin incendii. Prin secetă. Prin războaie. Prin foamete. Prin prețuri. Prin crizele alimentare, economice, politice, Dumnezeu vrea să ne ofere o posibilitate ca fiecare dintre noi să ne dezvoltăm un caracter potrivit pentru curțile din ceruri. Daniela Luță, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragul meu ascultător, Dumnezeu oferă fiecăruia dintre noi o posibilitate prin toate aceste lucruri. Exact cum vă spuneam mai devreme, când aceste lucruri vin pe pământ, ce întrebări ne punem fiecare dintre noi? Ne punem întrebarea că Dumnezeu e rău și ne pedepsește și nu ne mai dă ploaie și mâncare să ne îmbuibăm, că noi de multe ori și de la un timp de vreme încoace nu mâncăm ca să trăim și mâncăm ca să ne îmbuibăm. Dragii mei, mă scuzați că zic de multe ori, dar am devenit un fel de animale, cobai, porcișori, văcuțe, animăluțe. Mâncăm până ne îngrășăm. Noi nu mai suntem oameni așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Și mâncăm mult. Înțelegeți dumneavoastră? Mâncăm mult. Ne îmbuibăm. Ne-am stricat. Eminel Stancu, pacea Domnului, transmit dintr-un loc, de unde transmit avem un loc și sunt adventist de ziua 7, dacă vreți să știți. Că nu mi-e rușine să spun lucrul acesta și voi spune în continuare, sunt adventist de ziua 7, înțelegerea noastră, îl reprezint pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a chemat să-L reprezentăm pe El. Și dacă vreți să stați cu noi aici, putem învăța lucruri împreună pe care Dumnezeu ni le transmite de fiecare dată, dragii mei. Și deci noi trebuie să trăim. Și când Dumnezeu ne pune la încercare și trimite toate aceste lucruri, ce facem? Ne supărăm că ne scade burta? Ne supărăm că nu mai suntem cât elefantul? Ar trebui să ne pocăim ăștia care suntem puțin mai grași, așa. Ar trebui să mai reducem din mâncare și să mâncăm cumpătat. Am văzut ieri, am intrat pe un grup. Este un grup al femeilor creștine, spun ele acolo. Și acolo se discuta, dragii mei, dietă pentru slăbit. Denisa Stoianoiu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dietă pentru slăbit, domne, am luat tratamente, am luat tot felul de lucruri, costă atâta, nu afectează ficatul, nu afectează inima, nu afectează fierea, nu afectează... Și eu am scris acolo un comentariu, l-am lăsat el și spun, domne, cel mai bun sau cea mai bună cură de slăbire pentru oameni și mai ales pentru femei, post și rugăciune. Înfrânare de la poftele rele. Înfrânare de la îmbuibare. Preferăm de multe ori să dăm bani grei ca să slăbim pe tot felul de tratamente, dar nu vrem să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu.
Nu vrem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Păi și eu de multe ori am niște pofte și acum am lăsat gura apă și aș mânca și tot aș mânca și tot aș mânca și așa îmi place să mănânc. Vă spun de multe ori, dar nu pot să fac din poftă și din stomacul meu un Dumnezeu căruia să mă închin. Mulți dintre noi suntem în stare să murim pentru stomacul nostru și pentru poftele noastre. Mihaela, Andreea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea Dumnezeu spune că pântecele lor este Dumnezeul lor. De aceea mulți vor cădea la marea încercare datorită poftelor. Dumnezeu trimite aceste încercări, secetă, foamete și tot felul de lucruri să ne reducem, să ne înfrânăm, să ne schimbăm, să ne transformăm, să ne pocăim. Noi de multe ori slujim pe Dumnezeu dacă mesele noastre sunt așa, dar dacă sunt așa, nu mai este Dumnezeu. Dragul meu, haide, Mihai Barbu spune, postul nu este pentru zlăbici, ci pentru a birui poftele. Da, Mihai Barbu, este pentru a birui poftele, dar în momentul acela, pentru a birui poftele, pentru aceea, poți să și zlăbești. Poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu mă pot înfrâna. Uite-mă că sunt de mare, am 2 tone și o căruță după mine, nu mă mai pot mișca. Ajută-mă să postesc. Să pot să scap de această povară trupească și apoi să scap și de povara sufletească. Să mă pot vindeca. Vreau să vă spun, dragii mei, că vindecarea... De ce spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul sfârșitului solia îngerului al treilea va fi însoțită de reforma sanitară care este brațul drept? Isaia Percu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și spune că omul trebuie să fie sănătos, trebuie să scape de povara fizică ca să poată să rezolve și problema spirituală. Problema fizică, problema alimentației este un factor important în calea pocăinței noastre, a transformării și a schimbării noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să fii un om sănătos când ai 2-9 tone pe tine. Nu te poți deplasa, nu te poți mișca, ajungi să fii bolnav în tot felul de probleme. Lilia Alin, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Mihail Andreea spune în același timp, toate se rezolvă. Amin! Toate se rezolvă în momentul când postim, în momentul când se rezolvă cu înfrânarea, cu poftele, cu slăbiciunea aceasta din stomacul nostru și mâncarea peste măsură și toate aceste lucruri, ele se rezolvă, că îți dai seama în momentul când începi să postești. Păi, dragul meu, trebuie să faci multe sacrificii și să te înfrânezi la sânge, cum se spune. Să te înfrânezi la sânge. La sânge. Noi trebuie să învățăm să mai și flămânzim pentru timpurile acestea pe care Dumnezeu, ca aurul, să îi se vadă cu adevărat fața strălucitoare. Dumnezeul nostru este, scuzați-mă, noi trebuie să devenim membri ai familiei regale, copii al lui Dumnezeu și toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și se supun voinței sale. Dumnezeul nostru este un ajutor prezent întotdeauna la vreme de nevoie. El cunoaște pe deplin cele mai ascuse gânduri ale inimii noastre, toate intențiile și planurile sufletului nostru. Când suntem încurcați chiar înainte să-i spunem necazul nostru, El face tot ce este necesar pentru a elibera. Daniela Luță spune, postul îți lungește viața, nu doar sănătatea. Amin! Zenobia Cotea spune, se mănâncă de 3-4 ori mai mult decât trebuie. Normal că se mănâncă mai mult. Normal că toate lucrurile acestea sunt o problemă. De ce credeți dumneavoastră că cei care erau prin lagăre și tot felul care au viețuit în ciuda tuturor persecuțiilor și necazurilor pe care le-au avut? Înțelegeți dumneavoastră? Cuvântul Domnului spune, aceste duhuri iese cu prost. Nu iese cu prost, frate, iese cu post. Da, cu post și rugăciune. Păi dacă și mâncarea este un duh necurat
Și felul acela este un duh de nepocăință pe care trebuie și de nestăpânire. Noi trebuie ca să ne pocăim în felul acesta lui Dumnezeu, dragii mei. Noi trebuie să ne pocăim. Eu am prins o perioadă destul, 20 de ani, aproape am prins pe timpul regimului comunist. Oamenii nu erau, dragii mei, vedeai câte unul prin sat sau în câte un sat nu vedeai niciunul câte unul gras. Dar oamenii erau bine aranjați, proporționați, n-aveau burți, n-aveau grăsimi, munceau, se simțeau bine. Înțelegeți dumneavoastră? Și făceau Gabriela Cerveanu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi și eu vă mulțumesc dumneavoastră. Deci oamenii nu erau. Eram învățat să mâncăm cu rația, luai un pui și îl tăiai pe săptămână odată sau alții de două ori pe lună. Și din puiul acela care era crescut, care creștea destul de greu în câteva luni de zile, mi-aduc aminte că se făcea, tăiai puișorul și erai vreo 10-15 inci, poate în familie, înțelegeți? 7, 8, 10 erau și 15 și din puiul ăla făcea supă, făcea saramură și făcea și friptură. Da? Și dintr-un pui mâncau tot 15. Păi acum, de la câtă burse avem de mari, nu ne ajunge o vacă să o băgăm în noi la o masă. Mâncăm o găină, mâncăm două, mâncăm curca, curcanul, cățelul, purcelul, de nu mai știm pe ce lume suntem, dragii mei. Da? Nu sunt mese fără carne. Nu sunt mese fără să mănânci până nu mai poți. Înțelegeți dumneavoastră? Păi cum vrem noi ca să ne mântuiască Dumnezeu când noi nu ne vom înfrâna? Cum vreți ca Dumnezeu să lucreze mântuirea și neprihănirea în noi dacă noi trăim în felul acesta? E un păcat înaintea lui Dumnezeu să fie atât. Fiindcă i-am văzut foarte mulți frați creștini și adventiști de ziua șaptea, care munca lor și viața lor este pentru a mânca. Tot salariul lor și toate cheltuielile lor se duc pe mâncare, 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 mâncare. Dar nu se poate așa ceva, dragul meu. Nu se poate așa ceva. Suferința noastră nu rămâne neobservată de Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi ce este necesar pentru binele copilor săi și ne conduce așa cum am alege noi să fim conduși. Dacă ne-am putea cunoaște mai bine inima și am vedea nevoile reale și pericolele așa cum le vede Dumnezeu. Gigi Nedeanu spune să ne rugăm să vină ploaie pe pământ să vadă atei că există Dumnezeu. Nu, frate Gigi Nedeanu! Nu! Să ne rugăm la Dumnezeu să ne pocăim, să vadă ateii că există Dumnezeu. Da, să ne pocăim, să trăim curat, plăcut înaintea celor din jurul nostru. Să ne rugăm. Nu este nevoie, Maricica Petrariu, pacea Domnului, nu să mă rog ca să dea Dumnezeu ploaie pe pământ să vadă ateii. Noi ne rugăm să dea Dumnezeu ploaie ca nu cumva să ne scadă hambarele și frigiderile și toate alea, în loc să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Nu! Dragul meu, ar trebui să ne pocăim. Eu de multe ori văd această secetă și aceste lucruri care se întâmplă din cauza mea. Că eu dacă aș fi fost credincios lui Dumnezeu, poate Dumnezeu ar fi dat și ploaie la timpul potrivit și la vreme potrivit. Noi trebuie să ne pocăim, noi trebuie să ne schimbăm, noi trebuie să ne transformăm. Pe noi ne îngrijorează ce vom mânca, pe noi nu ne îngrijorează cum este viața noastră, pe noi nu ne îngrijorează cum se simte Dumnezeu cât este de ofensat datorită idolatriei, datorită apostaziei, datorită trăirii noastre fără Dumnezeu. Crina Munteanu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați ce veți mânca. Ce veți bea și cu ce vă veți acoperi. Căci dacă Dumnezeu se îngrijește după crinii de pe câmp, după florile de pe câmp, despre iarba de pe câmp, de pe văbile de pe gard, Dumnezeu se va îngriji și de voi.
Dumnezeu vă va da mâncarea ca prin somn. Dumnezeu se va ocupa de toate aceste lucruri. Pentru noi este mai important frigiderul și lada plină decât Dumnezeu. Dacă ne vom pune încrederea în El și îi vom supune Lui căile și planurile noastre, El ne va conduce pașii exact pe drumul care va avea la sfârșit biruința asupra oricărei pasiuni, oricărei trăsături de caracter care nu se aseamănă caracterului, modelului nostru divin. Auziți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu? Dacă noi ne vom preda, Nicoleta, Nicoleta, pacea Domnului, dacă noi nu ne vom preda, dacă noi nu ne vom supune, dacă noi nu vom lăsa pe Dumnezeu să facă această lucrare, să învingem pofte, pasiuni, gânduri și tot felul de lucruri rele, să ne asemănăm modelului divin, degeaba ne rugăm, degeaba căutăm, degeaba trâmbițăm că suntem credincioși, că Dumnezeu ne mântuie, că Dumnezeu ne ia acasă, că bla, 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 bla și așa mai departe, gură multă, sărăcia omului. Mulți sunt înșelați, auziți ce spune Dumnezeu? Fiți atenți la ceea ce voi citi. Dați mare atenție la aceste cuvinte pe care vi le citesc acum. Mulți sunt înșelați cu privire la starea inimii lor. Am în inimă. Ce mai îmi trebuie, dragii mei? Ci că Gigi Nedeanu spune, mai pocăiți în sportivii, că au regim special de la antrenori înainte să înceapă meciul. Auziți? Hai să vă spun un singur lucru. Ăia nu sunt pocăiți. Ăia fac lucrurile acestea fiindcă ei vor să câștige o cunună pământească. Aia nu e pocăință. Vorbeam cu cineva de curând și spune, îi zic, trebuie să las lucrurile. Frate, trebuie să mă las. Că mi-a zis doctorul că dacă nu mă las de anumite lucruri, pot să mor. Și zice, vreau, nu vreau, trebuie să mă pocăiesc. Aia nu-i pocăință. Aia nu-i pocăință că eu trebuie să mă las că mor. Aia nu e pocăință că mi-a spus medicul. Păi medicul îmi spune, mă las, că dacă medicul îmi spune, băi, fii atent, dacă mai fumez, dacă mai bei, dacă mai consum cafele și tot felul de lucruri, înțelegeți noastră, o să mori. Și eu mă las. Dar Dumnezeu îmi spune, de ani de zile, și mie, și ție, și tuturor dintre noi ne spune Dumnezeu, păi pocăiți-vă, că va fi o mânie viitoare, va fi o judecată. Înțelegeți noastră? Înțelegeți noastră? Dumnezeu ne avertizează, Dumnezeu spune că cel ce va încălca legile sănătății este egal cu călcarea celor 10 porunci. Dumnezeu spune că dacă nu ne vom sfinți în trupul nostru, în inima noastră, în conștiința noastră, în viața noastră, în toate lucrurile, Dumnezeu ne va pedepsi. Dacă vom încălca legile lui Dumnezeu și le vom nesocoti, Dumnezeu ne va pedepsi. Chiar vom primi moartea veșnică. Nu ne e frică, ferească Dumnezeu dacă ne e frică. Dar dacă îmi spune un medic că mor, eu zic, Doamne, dar stai puțin că eu mă pocăiesc. Nu! Tu iubești mai mult viața decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, cine iubește viața mai mult decât pe mine, nu este venit de împărăția mea. Constantina Cristea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Duminica a fost și veșnic ziua șaptea. N-are cum, Constantina Cristea, n-are cum duminica să fie ziua șaptea. Nu are cum. Dumnezeu zice că 6 zile a lucrat și ziua 7-a s-a odihnit. Ia și citește toată Biblia. Ia și citește-o pe aia de Cornilescu, pe care vrei, de unde vrei. Ia calendarele vechi, să vezi ce spune. Și calendarele acestea noi care au început să apară acum unele dintre ele, ia să vedeți dumneavoastră unde spune că ziua 1-a săptămânii este duminica. Asta nu o poate demonstra nimeni pe pământul acesta. Nimeni nu poate. Indiferent ce vei zice, indiferent ce vei susține, dacă mântuirea vine de la evrei, spune, de la iudei. Așa spune Sfânta Scriptură. Da? Adică Domnul Iisus când a venit pe pământul acesta în chip uman, a fost evreu.
Și a ținut sabatul, n-a ținut duminica. Nu putem noi să contrazicem lucrarea Domnului Iisus Hristos și lucrarea unui. Luni este luni. Păi este luni, că așa am rânduit noi. Dar nu poți să spui dumneata că luni este prima zi a săptămânii. După omenesc, luni. Dar după dumnezeiesc, este duminică, prima zi a treia săptămânii. Indiferent ce vei face, nu vei putea să demonstrezi niciodată. A dus scripturistic că duminica este ziua șaptea și atunci. Păi dacă spune Sfânta Scriptură că sabatul este ziua șaptea, de unde am inventat noi că duminica este ziua șaptea? Că n-avem cum. N-avem cum. Iisus Hristos este arab. Nu este arab. El este Dumnezeu în chip uman care a venit în mijlocul poporului evreu. Nu spune că este arab. De unde ați mai adus această nebuneală că este arab? Să mergem, dragii mei, mai departe. Deci mulți sunt înșelați cu privire la starea inimilor. Ei nu-și dau seama că inima lor firească este nespus de înșelătoare și de deznăduit de rea. Ei se îmbracă în propria neprihănire și sunt mulțumiți cu atingerea unui standard omenesc al caracterului, un standard fixat de ei. Dar cât de fatal dau greș pentru că nu ating standardul divin, iar prin puterea lor nu sunt în stare să corespundă cerințelor lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Auziți ce spune Dumnezeu? Vom fi înșelați. Noi nu ne dăm seama de inima noastră firească, care este nespus de înșelătoare și deznădăduit de rea. Noi ne îmbrăcăm în propria noastră neprihănire și suntem mulțumiți. Suntem bine așa cum suntem. Dumnezeu mă mântuie, Dumnezeu îmi cunoaște inima, dar lasă că alții au făcut mai rău, spunea cineva. Dar pe Dumnezeu, cum zice Nedeianul mai devreme, da, Biserica Adventistă are cocoloașe de bani, doarme pe, are milioane de euro și așa mai departe. Marin, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Înțelegeți dumneavoastră? Dar Dumnezeu nu ne întreabă ce a făcut alții. Dumnezeu ne întreabă ce facem noi. Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi. Cum este inima ta? Care este gândirea ta? Înțelegeți dumneavoastră? Care este viața ta? Care este alergarea ta? Asta ne va întreba Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Nu putem să ne evaluăm singuri, să ne comparăm între noi, să spunem că ne descurcăm la fel de bine ca acesta sau ca acela, dar întrebarea care se va pune la judecată este: corespundem noi cerințelor înaltului cer, atingem noi standardul divin, este inima noastră în armonie cu Dumnezeul cerurilor, solii alese ca volumul 1, pagina 320-321. Auziți ce spune Dumnezeu, dragul meu? Auzi, dragul meu, ce spune Dumnezeu? Tu nu poți să te evaluezi singur niciodată. Degeaba spune eu că eu nu sunt ca alții, dar nu e chiar așa. Dar stai să vezi că alții au făcut mai rău. Dar Dumnezeu nu te întreabă ce a făcut altul. Dar Dumnezeu nu te va întreba niciodată că tu nu ești ca celălaltul. Dumnezeu nu îți dă nicio marjă de comparație între nimeni, decât marja de comparație este Domnul Iisus Hristos. Dacă ești ca Domnul Iisus Hristos, ești bine. Dacă nu ești ca Domnul Iisus Hristos și ești altceva, nu ești bine. Nu ești bine. Dumnezeu, dar întrebarea care ar trebui să ne opunem fiecare dintre noi la judecată este: corespundem noi cerințelor, standardului înalt al Domnului Iisus Hristos? Lucrul acesta ne-l cere fiecăruia dintre noi Dumnezeu. Nu că să vezi că nu știu ce, păi stai să vezi că ăla, dar stai că ăla altul. Dom'le, dar a făcut păstorul, dar a făcut prezbiterul, dar a făcut Liviu, dar a făcut Dana, dar a făcut Vasile, dar a făcut Gheorghe. Dumnezeu nu te întreabă. Dumnezeu nu are treabă. Dumnezeu nu are treabă. Chiar și la biserică când mergi. Dom'le, dar toată lumea face așa. Dar Dumnezeu nu are treabă cu ce face toată lumea.
Domnul Iisus Hristos la un moment dat trimite ucenicii să vestească Evanghelia, să facă o lucrare care aveau de făcut. Și când ei se întorc la Domnul Iisus, fiecare vine, cum venim și noi de fiecare dată. Doamne, dar să vezi, uite, am făcut programe muzicale, scenete. Domne, dar să vezi ce pai de mine, dar să vezi ce ne-am rugat, dar să vezi tinerii, cum erau îmbrăcați, cum cântau. Figuri din acestea ale creștinismului modern. Înțelegeți dumneavoastră? La un moment dat, Domnul Iisus îi lasă după ce se laudă ei fiecare, am scos draci, am făcut, Domnule, am împărțit și cărți, am dat și banii, dar am fost prezent și la adunare, și la orele de rugăciune, și la școala de sabat, și la 11, și la 12, și după amiază, dar să vezi că suntem și pe net, intrăm, avem și discuții, avem și toate felul de lucruri din acestea. Și la un moment dat Domnul Iisus se întoarce repede către ei și zice, băi, oameni buni, ia stați puțin aici. Cine zice lumea că sunt eu? Păi, Doamne, să vezi că ba un proroc înviat de morți, ba Ioan Botezătorul, ba Ilie, ba tot felul de idei. Vă lăudați cu ce ați făcut, spuseră ce spune lumea, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Ce credeți voi despre mine, spune Dumnezeu? Știți ce s-a întâmplat la momentul când Domnul Iisus Hristos le-a pus întrebarea? Toți au tăcut. Doar Petru s-a ridicat și a spus, Doamne, Tu ești Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Petre, nu sângele și carnea ți-a descoperit. Taci și nu mai spune la nimeni. Deci vedeți, noastră, când noi facem o comparație între noi oamenii și avem un nivel de măsură între noi oamenii, noi spunem tot ce ni se spune din partea oamenilor. Noi spunem ceea ce fac oamenii, ne lăudăm cu ceea ce facem noi. Dar când ne este descoperit de Dumnezeu și vom fi întrebați personal, vom da un răspuns după voia lui Dumnezeu. Vasile Stan, pacea Domnului. Cine este Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și Duhul lui Dumnezeu se împlimba pe deasupra apelor. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Toate sunt făcute prin El și toate se țin prin El. Și Apocalipsa 22 cu 16 mi se pare că spune Eu, Iisus Hristos, am trimis pe Îngerul meu să vă descopere toate aceste lucruri. Și Apocalipsa 1 cu 2 sau cu 3 spune destul de clar că Dumnezeu a trimis pe Îngerul Său să descopere robilor Săi lucrarea Domnului Iisus Hristos și planul de mântuire. Același Dumnezeu care a trimis pe Îngerul Său în Apocalipsa vine și spune că Eu am trimis pe Îngerul meu înaintea voastră. Domnul Iisus este Dumnezeul cel veșnic. Este Dumnezeul care a adus la existență pământul, care a adus la existență cele 7 zile, 6 zile să lucrezi, la 7-a să te odihnești. El este Dumnezeu care i s-a arătat lui Avram la stejarii lui Mamre. El este Dumnezeu care i s-a arătat scara care leagă cerul de pământ lui Iacov. El este stâlpul de foc sau rugul aprins, care îi vorbea lui Moise și nu se mistuia. El este cel care era stâlpul de nor și stâlpul de foc. El era norul care a acoperit muntele Sinai. El era stâlpul de nor, pe o parte foc și pe o parte nor, care era deasupra Șechinei și călăuzea pe poporul Israel. Domnul să fie lăudat că avem un Dumnezeu așa minunat și ne arată ce trebuie să facem. El este Dumnezeu cel veșnic, dragul meu. Că vrei să-L primești în felul acesta, e treaba ta. Că nu vrei să-L primești, ia de treaba ta.
asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. O transformare a caracterului, așa cum este văzută în viața lui Ioan, este întotdeauna rezultatul comuniunii cu Hristos Domnul nostru. În caracterul cuiva pot fi defecte vădite. Totuși, când el devine un adevărat ucenic al Domnului Hristos, puterea Harului Divin îl transformă și îl sfințește. Privind ca într-o oglindă slava Domnului, el este schimbat din slavă în slavă, până când ajunge asemenea celui pe care îl adoră. Auziți ce spune Dumnezeu? Dacă vrei să se vadă în tine chipul lui Dumnezeu, dacă vrei să se vadă fața aurului curat, tu trebuie să fii schimbat din slavă în slavă, până când ajungi asemenea Domnului Iisus Hristos. Daniel Mocioacă. Pacea Domnului, cei care considerați că duminica este ziua șaptea, studiați Scriptura. Vedeți și ne-a pus duminica ca zi de sabat, conform și-a împăratului Constantin a decretat. Da. Mihaela Andreea, ca să arate robilor săi că o să se întâmple în curând. Amin. Ioan a fost un învățător al Sfințenii și în epistolele sale către biserică el a stabilit reguli care nu greșesc. Pentru purtarea creștinilor, oricine are nădejdea aceasta în el, scrie apostolul, se curățește. Auziți ce trebuie să facem în primul rând? Să ne curățim. Să ne curățim. După cum el este curat. Deci noi trebuie să ne curățim nu după cum credem noi, ci noi trebuie să ne curățim după cum este El. Care El? Domnul Iisus Hristos. Curat. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Lasă, Domnule, că Dumnezeu știe ce e în inima. Dar ce trebuie să-mi spui mie lucrurile acestea? Dar stai, Domnule, că nu e asta problema. Dar nu te întreabă nimeni de nimic. Dumnezeu zice, fă tot ce vrei. Împlinește toate poftele, toate dorințele, dă ochilor tăi, tot ce vrei tu, aleargă unde vrei, mergi. Dar într-o zi Dumnezeu te va chema la judecată. Singurul standard după care putem să vedem dacă suntem aur sau zgură, nu că să vezi ce a făcut păstorul, nu că să vezi că așa fac frații, nu că așa face biserica, nu stai să vezi că eu n-am păcate mai mari ca celălaltul, dar stai că inima... Dar nu te întreabă Dumnezeu de lucrul acesta. Dumnezeu vrea să se vadă în viața ta și în viața mea o trăire asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta va fi tiparul după care Dumnezeu ne va judeca. Spune că un creștin adevărat învață că un creștin trebuie să aibă inima și viața curate. El n-ar trebui să fie niciodată mulțumit cu o mărturisire de credință goală. Și exact ce v-am spus mai devreme, mărturisire goală. Domnul vine, Domnul ne mântuie, Domnul ne ia acasă, noi suntem poporul său, noi vom fi mântuiți, noi suntem rămășița, nici diavolul nu-i ca noi, nici el și nici noi ca el. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Mărturisiri goale. Cineva îmi spunea de curând, ai părăsit biserica, n-ai mai venit de mult timp. Mă zic, eu n-am părăsit biserica și nu o să o părăsesc niciodată. Doi la mână, că nu vin la biserică, nu pot, că transmit școala de sabat. Sunt foarte mulți care suntem aici, dragii mei. Vreau să vă spun că școala de sabat a avut cele mai multe vizionări. Au fost vizionări și până la 14.000 de persoane. Acolo sus nu vă arată tot ceea ce trebuie să vedeți dumneavoastră. Mie mi-arată, fiindcă este pe pagină de firmă, care îți arată și de multe ori ca să poți să promovezi, să fie văzută de mai mulți, trebuie să plătești. Eu n-am plătit niciodată, că nu vreau câștigul, nu trebuie nimic. Eu prezint cuvântul Dumnezeu și ea când va ajunge și Dumnezeu când știe că trebuie să ajungă undeva, va ajunge. Deci a ajuns și până la 14.000 care am fost să vizionăm și să fim împreună la școala de sabat. Înțelegeți dumneavoastră? Și așa că vedeți dumneavoastră, degeaba avem o mărturisire goală.
degeaba avem. Dumnezeu nu vrea mărturisiri goale. Dumnezeu vrea mărturisiri sfințite, conform caracterului Domnului Iisus Hristos, așa să fie și caracterul nostru. După cum Dumnezeu este sfânt în sfera sa, tot așa și noi, și omul, căzut în păcat, prin credință în Domnul Hristos, trebuie să fie sfânt în sfera lui. Atât cât ți-a dat Dumnezeu. Dumnezeu nu-și cere mai mult. Nici mai mult, nici mai puțin. Doar atât. Trebuie să mergi la pas cu Dumnezeu. Cu cât vei studia mai mult caracterul Domnului Iisus Hristos, cu atât vi se va părea mai frumos. El va deveni pentru voi asemenea unei persoane oprimate, apropiate, scuzați-mă, unui bun prieten. Păi cum să cunoaștem noi chipul Domnului Iisus Hristos când unii dintre noi nu știm nici cine este Domnul Iisus Hristos? Unii spunem că ar fi însuși Tatăl. Alții spunem că este un om care, prin unirea cu Divinul, a devenit prin aceasta Fiul lui Dumnezeu, dar este un om. Alții dintre noi spunem că este altceva, că ar fi Duhul Sfânt. Ba că însuși Duhul Sfânt este Domnul Iisus. Ba că este nu știu ce și nu știu cum. Păi n-are cum să se vadă chipul Domnului Iisus Hristos, înțelegeți noastră, dacă noi nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. De aceea nu putem să dăm nicio mărturisire publică și clară înaintea oamenilor atâta timp când noi nu-L cunoaștem și când El nu este în viața noastră. Când se vede fața aurului? Atunci când Dumnezeu te cheamă să dai mărturie și socoteală despre credința ta. Când eu dau mărturie înaintea oamenilor, chipul aurului Domnului Iisus Hristos se vede El oare strălucind în chipul nostru? Unde este chipul Domnului Iisus Hristos când noi ne certăm și nu știm cine este Domnul Iisus? Ba că nu sunt trei, ba că sunt doi, ba nu sunt doi și este unul. Cineva mă suna zilele acestea și spunea, dar stai puțin că Domnul Iisus Hristos este Tatăl. Era chipul Tatălui în Domnul Iisus, în partea umană pe pământ, și chipul Tatălui vorbea însuși cu Tatăl, sau Tatăl din cerul vorbea însuși chipului său. Doamne ferește, se cutremură și dracu când aude socotel de ăștia. Dar și râde. La ce nivel a putut să coboare un om și să-L coboare pe Dumnezeul său? Noi spunem că avem chipul lui Dumnezeu noi, dar noi nu cunoaștem Dumnezeul care ne-a dat viață, care ne-a adus la existență. Noi spunem că-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar ce chip reflectăm noi în viața noastră? Chipul lui Dumnezeu trebuie să fie întreg. Nu trebuie să fie în linii neuniforme și discontinuă. El trebuie să fie complet. Într-o imagine fantastică, curată, clară. În felul acesta și învățătura noastră trebuie să reprezinte chipul lui Hristos, Domnul nostru. Și prezentările pe care le avem trebuie să reprezinte chipul lui Dumnezeu așa cum este. Că nu este majoritatea, nu-i treaba ta. Tu vrei să fii mântuit, reprezintă-L tu chipul lui Dumnezeu. Și arată-L pe Dumnezeu așa cum este. Nu privind stânga în dreapta, prezentând chipul lui Dumnezeu în forma prezentată de alții. Tu trebuie să studiezi mai mult caracterul lui. Tu trebuie să vezi chipul său frumos. Tu trebuie să-ți însușești acest chip și caracter al Domnului Iisus Hristos printr-o experiență personală. Înțelegeți? Înțelegeți noastră? Noi trebuie să facem lucrul acesta, dragii mei.
Noi trebuie să facem lucrul acesta. Veți reflecta chipul său în toate lucrurile importante, curate, spirituale. Veți avea gândul Domnului Hristos și El vă va trimite în lume ca reprezentanți ai Săi spirituali. Mulți dintre noi ne ridicăm și mergem și spunem că Domnul ne-a trimis. Mulți dintre noi intervenim în tot felul de lucruri și spunem că Dumnezeu ne-a trimis, fără să reprezentăm chipul lui Dumnezeu. Dacă Sfânta Scriptură spune să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră, căci Dumnezeu la început a făcut, că spunea cineva, dar unde vorbește de cele trei persoane? Păi dacă Dumnezeu la început a făcut cerurile, pământul și Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, se împlimba deasupra apelor și pământul era pustiu și gol, și Dumnezeu zice să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră. Și Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn. Și voi n-ați mințit un om și ați mințit pe Dumnezeu, adică pe Duhul Sfânt care a fost cu voi. Dar lucrurile astea nu sunt clare. Chipul lui Dumnezeu nu strălucește și noi vrem să spunem că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu, că nouă ni s-a descoperit Dumnezeu, că El ne-a arătat o altă față. Adică Biblia arată destul de clar cine este Dumnezeu. Că dacă cineva păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, este de neiertat. Căci Fiul omului este înainte de Avram. Eu îl cunosc pe Avram. Eu sunt înainte de toate lucrurile, spune Dumnezeu. Dar nu e Dumnezeu, Domnule. Dar stai, Domnule, că nu sunt era doar o copie, o reflectare. E decât un singur Dumnezeu, Tatăl. Într-adevăr că este un singur Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi trebuie să reprezentăm chipul adevărat al Dumnezeu. Și ne ridicăm și inventăm că Dumnezeu ne-a ales, că Dumnezeu ne-a descoperit, că noi am înțeles cu ochii minții și noi am văzut mai departe decât și nu știu ce și nu știu cum. Și de fiecare dată, diavolul, dracul, zugrăvește în noi alt chip, alt caracter, altă ființă decât cea care ne-a ajuns la existență. Înțelegeți dumneavoastră? Stați cei care faceți lucrurile acestea. Meditați, Silvia Nistor, pacea Domnului. Meditați, rugați-vă, cercetați-vă să vedeți cine v-a vorbit, cine vă trimite, chipul cărui îl reprezentați. Mi-a fost arătat că în viitor vom vedea cât de strâns au fost legate de mântuire încercările noastre și cum este suferința, cum aceste suferințe ușoare au lucrat pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Cum sunt suferințele acestea? Dumnezeu spune că sunt ușoare. Adică Dumnezeu nu dă omului să facă ceva ce este peste puterile lui. Ce nu-i stă în putință omului, Dumnezeu nu-i cere niciodată. Și noi spunem de multe ori, e prea mult. M-am săturat de Dumnezeul acesta. M-am săturat de viața aceasta. M-am săturat că frații mă jignesc. M-am săturat că frații mă ocolesc. M-am săturat de aia, m-am săturat de cealaltă. M-am săturat de toate. Te-ai săturat de Dumnezeu. Nu-ți mai place Dumnezeu. Nu mai iubești pe Dumnezeul acesta. Dacă spune că toate aceste greutăți ușoare, toate acestea sunt pentru ca noi să avem o greutate veșnică înaintea lui Dumnezeu și înaintea Universului. An de renunțare la sine, de privațiuni, de încercări, de suferințe și de persecuție pe care i-ai suferit sunt văzuți de Pavel ca o clipă. Lucrurile din timpul în care lucrurile din timpul în care trăia
nu au fost considerate vrednice să fie menționate în comparație cu greutatea veșnică de slavă care îl așteptau când lupta avea să se încheie. Ce valorează pentru mine și pentru tine? Mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, banii, mașina, casa, bogățiile pământului care astăzi ni se ia, libertățile, privațiunile, care toate aceste lucruri înseamnă mai mult pentru noi decât Dumnezeu? El știe, spune că el știa că îi se încredințese o lucrare specială și dorea să facă tot ce este posibil pentru ca lucrarea aceea să fie un succes deplin. Oare mai știm noi că mai mult de toate aceste lucruri ni s-a încredințat o lucrare pe care noi trebuie să o ducem la îndeplinire? Mai știm noi că Dumnezeu lucrează în mine, în tine, în noi toți să ducem lucrarea și cel mai important lucru nu este pâinea și apa. Nu este pântecele nostru, nu este dorințele noastre, nu sunt poftele noastre, nu este alergarea noastră. Și este a împlini și a face lucrarea lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu era suficientă pentru a trece cu bine prin situațiile cele mai dificile în care putea fi pus un om. Oare prin situațiile dificile, oare prin viața noastră, ne este oare de ajuns prezența lui Dumnezeu? Cum zice Daniela Luță, toate proprietățile vor fi luate de stat. Tot ce avem. Atunci să vedem. Cum să vă spunem noastră, dacă astăzi îngăduim ca prioritate să fie toate cele menționate mai înainte, înaintea dumneavoastră, ne vinde de multe ori sufletul pentru un serviciu, pentru o îmbrăcăminte, pentru o mâncare, pentru o băutură, pentru tot felul de lucruri. Tiberiu Rafi, pacea Domnului. Tot felul de lucruri. Când va veni ziua aceea, hai de mine, vor renunța la Dumnezeu cu ușurătate. Ce n-ai văzut? Ce n-ai văzut? Dacă astăzi atât de ușor repădăm pe Dumnezeu pentru lucruri de nimic. Dar atunci, dragii mei, când vin peste noi încercări să nu stăruim cu gândul asupra mărimii greutăților și să simțim că nu ne putem bucura în Domnul. Este adevărat că vom avea tot felul de simțăminte. Vor veni asupra noastră timpuri de descurajare și de tristețe, dar noi trăim prin ceea ce simțim sau prin credință. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Vor veni multe încercări. Vor veni multe lucruri grele peste noi. Să nu ne plângem. Să nu ne descurajăm. Să nu cumva să pierdem acel moment în care să nu ne bucurăm cu Dumnezeu și de Dumnezeul nostru. Să nu avem aceea stare și aceea credință în care să ne bucurăm doar prin ceea ce simțim, prin ceea ce vedem, prin ceea ce atingem, ci prin credință. Să mergem mai departe cu Dumnezeu. Daniela Luță spune, este bine să alegem ce nu se poate vedea doar prin credință. Amin. Amin, dragii mei. Amin. Dar noi trăim prin ceea ce simțim sau prin credință, când frații și prietenii noștri vorbesc fără să se gândească și ne produc durere, să nu ne lăsăm doborâți, să ne aducem aminte că suntem într-o lume de încercări și de dureri, de necazuri, de dezamăgiri. Când avem parte de astfel de experiențe, ele trebuie să ne conducă la Hristos, Domnul nostru, dacă nu vom avea parte de pierde. Auziți ce spune? Frații îți vor produce durere. Frații îți vor produce suferință. Că mulți dintre ei vorbesc gura fără ei. Mulți dintre ei vorbesc din cauza de necunoștință. Alții vorbesc din prea multă cunoștință fără să cunoască pe Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu. Da. Alții au cunoștință pentru a combate. Alții au cunoștință pentru a arăta că ei știu și cine sunt ei. Îți vor produce durere, suferință.
Rămâi tu în picioare, rămâi tu credincios. Vei rămâne tu lângă Dumnezeu în felul acesta. Te-ai gândit, dragul meu? Procesul de purificare nu este plăcut. Dar să ne amintim că Domnul Hristos a venit în lumea noastră și a luat corp omenesc ca să poată purta toate suferințele de care are parte omul și să fie un exemplu. Suferind cu credincioșie orice formă de încercare, Dumnezeu vrea să ne dăm seama că suntem parte din marea familie omenească și că trebuie să trecem prin testele la care este supusă ea. Auziți ce spune Dumnezeu? El a venit și a suferit. El a trecut prin toate aceste lucruri, le-a răbdat cu plăcere pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Același lucru trebuie să-l facem și noi astăzi. Noi trebuie să ne bucurăm. Noi trebuie să rămânem și să stăruim ca să fim lângă Dumnezeu. Nu doar de dragul de a fi, nu doar de dragul de a mărturisi. Lucrul acesta nu ne ajută cu nimic, dragii mei. Al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos cu gura vei fi mântuit. Dar dacă mărturisirea corespunde cu încrederea, corespunde cu viața ta, cu faptele tale și cu toate lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a pus înainte. Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Nu putem fi gata să-L întâmpinăm pe Domnul dacă mergem să ne umplem lămpile goale doar atunci când ne trezim. Auziți ce spune cuvântul? Lasă că atunci când va fi, va mai fi, mai este timp. Nu e acum, nu. Mai este, când va fi, atunci am eu timp. Lasă că mulți dintre noi când ieșim la pensie, mulți dintre noi, domnule, spune cineva, dacă mă dă afară de la servici, atunci o să fac ce trebuie pentru Dumnezeu și așa mai departe. Asta ne spune Dumnezeu nouă. Spune că noi trebuie să avem lămpile pline. Noi nu putem să-L întâmpinăm pe Domnul dacă merge să umplem lămpile goale doar atunci când ne trezim. Doar atunci când se va auzi glasul care spune, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Că nu vei putea să fii mântuit. Astăzi trebuie să ne preocupe dacă candela inimii noastre este plină cu undelemnul sfânt, adică cu Duhul Sfânt. Dacă noi astăzi nu ne vom ocupa ca Duhul Sfânt să fie prezent peste noi ca să ne sigileze în ziua când Dumnezeu va da semnalul. Degeaba când ne vom trezi vom merge să umplem candele, când ne vom întoarce ușa arului va fi închisă, glasul lui Dumnezeu va spune, depărtați-vă de la mine că nu vă cunosc, toți cei care ați lucrat fără de legea, toți. Și spune, doar atunci când ne trezim la auzirea glasului, iată vine mirele, nu putem să-L ținem pe Domnul Hristos departe de viața noastră de pe pământ și totuși să fim pregătiți pentru a fi împreună cu El în ceruri. Lasă că asta nu e o problemă. Dumnezeu știe, știe, dragul meu ascultător, și știe bine, mai mult decât îți închipui tu că știe. Deci știe destul de bine. Destul de bine, dragii mei. Destul de bine știe. Prin Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină care devine o putere transformatoare în viața celui ce îl primește. Sădind în inima oamenilor principiile cuvântului său, Duhul Sfânt dezvoltă în ei atributele lui Dumnezeu, lumina slavei sale, caracterul său trebuie să lumineze pretutindeni prin urmașii săi. Duhul Sfânt lucrează, dar dacă noi le pădăm, dacă noi spunem că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, dacă noi spunem că e Duhul Tatălui, că e Duhul Fiului, că e nu știu ce, orice este, dar numai Dumnezeu nu este. Orice este, dar numai Dumnezeu nu este. În felul acesta, ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea mirelui spre casă, spre cetatea lui Dumnezeu și spre locul unde are loc ospățul nunții mielului. În parabolele Domnului Iisus Hristos, la pagina 413-414. Noi trebuie să ne umplem candelele, ca ele să fie pline de undelemn, ele să fie aprinse, să lumineze calea mielului, către cetatea cea mare, acolo unde va avea loc ospățul nunții mielului. În el însuși omul nu deține nicio lumină proprie. Despărțiți de Domnul Hristos, suntem ca o lumânare stinsă, ca luna atunci când nu ajunge la ea lumina soarelui. Noi nu avem nici măcar o singură rază de lumină pe care să o răspândim în întunericul lumii.
Dar când ne întoarcem spre soarele neprihănirii, când intrăm în legătură cu Domnul Hristos, întreg sufletul radiază de strălucirea prezenței divine. Înțelegeți noastră? Noi nu avem nimic. Nimic. Și de multe ori noi spunem că noi suntem, noi facem, noi dregem, noi am înțeles, nouă ni s-a descoperit, nouă ni s-a spus, nouă ni s-a putare, nouă așa, nouă așa, și nu venim niciodată cu ce stă scris. De multe ori aducem cuvinte ce stă scris, sunt ortocheate, surcite, luat un text, luat un citat, luat una și dirigea și călăuzi doar în forma pe care vrem noi și cum vrem noi și așa mai departe. Urmașii Domnului Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină printre oameni. Spune că ei sunt lumina, ei sunt lumina întregii lumi. Tuturor celor ce poartă numele Lui, Domnul Hristos le spune: voi v-ați consacrat mie, iar eu v-am trimis în lume ca reprezentanța mei. Așa cum Tatăl a trimis pe Domnul Hristos în lume, tot astfel declară El, i-am trimis și eu pe ei în lume. Oare mai sunt eu trimis de Dumnezeu? Oare sunt eu trimisul lui Dumnezeu și reprezentantul lui Dumnezeu pe pământul acesta? Oare sunt eu în biserica mea, în casa mea, în familia mea, reprezentantul lui Dumnezeu? Cineva spunea zilele acestea: domnule, dar stai puțin că nu tu ești reprezentantul lui Dumnezeu. Dar zic, cine este reprezentantul lui Dumnezeu? Pastorul. Comitetul. Vai! Așa spune Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu. Dacă pastorul și comitetul este reprezentantul lui Dumnezeu într-o biserică, de ce ne trimite pe noi să lucrăm și să împărțim cărți, să le spui oamenilor? Și dacă cineva se întoarce la Dumnezeu, îi vindecă să boteze? Nu. Ăla nu e reprezentantul lui Dumnezeu. E un hoț și un mincinos. Acela vrea doar să boteze, să-și aducă lauri. Am văzut păstori care, după ce frații necăjiți și amărâți, de multe ori n-au cu ce să se ducă, le este greu, caută tot felul de mijloace și tot felul de soluții ca să ajungă într-un loc, se roagă de unii cu mașina, din bănuții care iau, n-au, pun și plătesc ca să meargă, să ducă, să cumpere cărți, să le împartă, să stea de vorbă cu oamenii. Și când sunt oameni care sunt gata să pregătesc să-L accepte pe Dumnezeu, vine și pastorul fluturând steagul, și trimite și la conferință, trimite și la uniune, că uite, fratele, cu tare ce lucrare a făcut, sunt 10 persoane pentru botez și e felicitat și e primit, că să vezi că pastorul în biserică a făcut tare, că dacă nu era el, nu se făcea. Hâți Mărie, că dacă nu era el, era vai și amar. Nu era vai și amar. Că de multe ori îmi pare rău să spun lucrul acesta. Unii se luptă de multe ori să aducă pe cineva la credință și ei îi îngroapă din nou de unde au ieșit. Înțelegeți noastră? Noi trebuie să avem grijă, dragii mei. Dumnezeu spune că noi suntem reprezentanții Săi. El ne-a trimis în lume. Așa cum Tatăl se descoperă prin Domnul Iisus Hristos, tot așa Domnul Iisus trebuie să se descopere prin noi. Deși Mântuitorul nostru este marele izvor al luminii, nu uita, o creștine, că El este descoperit prin oameni. Păi dacă pastorul și comitetul este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, de ce mă trimiți pe mine în lucrare? De ce nu te duci tu, că tu spui că ești reprezentant? De ce trebuie să vii doar o dată pe săptămână să predici, să-ți iei salariul o dată la lună? Du-te dacă ești reprezentant. Du-te și spune-le oamenilor. Nu te lăuda că tu ai făcut lucrare pentru botez. Du-te, ieși! Du-te, fii plantator de biserici, du-te și predică, du-te și spune-i omului. Eu nu mă lau cu lucrul acesta, dar eu stau 3 ore să predic școala de sabat și cineva îmi zice: fratele, vreau să mă botez. Da, foarte bine, uite, merge acolo și botează-te. Și apoi pastorul spune: îi mulțumesc Domnului că am avut un rod bogat anul acesta, am botezat atât și atât. Dar de ce te lauzi? Eu nu m-am lăudat niciodată și nici nu să mă laud. Că nu-i lucrarea mea, este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă tot vrei să te lauzi, laudă-te cu munca ta. Laudă-te cu alergarea ta.
Laudă-te cu tot ce a făcut Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu vrea să se descoperă prin oameni. Aici nu menționează prin păstori, prin comitete, prin nu știu ce, prin nu știu cum și nu știu ce mai departe. Nu eu le-am scris, ei le-au scris aici. Domnul a venit în mod personal în lume ca fiul al omului, unit cu natura divină. Natura umană trebuie să intre într-o legătură nemijlocită cu tot ce aparține naturii umane. Biserica Domnului Hristos și fiecare ucenic al Domnului în mod personal constituie mijloacele rânduite de cer prin care Dumnezeu li se descoperă oamenii. Îngerii slavei așteaptă să transmită prin voi lumina și puterea cerului pentru cei care sunt gata să moară. Cugetări de pe muntele fericirii la pagina 40. Auziți ce spune? Biserica și fiecare om în parte este datoria noastră față de semenii noștri. Fiecare urmaș al Domnului Iisus Hristos. Asta e, dragii mei. Dumnezeu le cere copilor săi să fie lumini în lume, strălucind în mijlocul întunericului păcatului. O viață trăită ca aceasta a dătătorului vieții va aduce răsplătiri bogate. El a mers prin lume făcând bine, tot așa va face fiecare adevărat urmaș al său care are simțământul credincioșiei față de Dumnezeu și al datoriei și față de semenii lui. Prin cunoașterea adevărului așa cum este el în Domnul Hristos, creștinul trebuie să crească în har, înaintând mereu în desăvârșirea caracterului său. Înțelegeți noastră? La aceasta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Sora Suzana, eu nu fac lucrurile astea ca să am eu un coroană sau cu tare. Eu îmi fac datoria față de Dumnezeu. Aici nu vorbesc că voi primi, că nu voi primi. Să mă ferească Dumnezeu, că eu pot să cad mâine și dumneata pot să fii mântuită și eu să fiu pierdut. Apostolul Pavel vine la un moment dat și spune să mă ferească Dumnezeu să fiu decât o schelă. Și eu mă rog în același fel ca Dumnezeu să mă ferească ca eu să fiu doar o schelă pentru unii care să ajungă la cer și nu cumva să pierd. Eu care predic altora Evanghelia, mâine să fiu la judecată la focul cel veșnic. Lupta aceasta și pericolul acesta ne așteaptă pe fiecare dintre noi. E un pericol care pândește în dreptul fiecăruia, toți suntem oameni. Și avem o luptă fiecare dintre noi de dus înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Toți suntem. Lauda noastră nu trebuie să fie aceea, Doamne, stai să vezi că s-a botezat, nu știu cât, stai să vezi că coroane, stele, luni și așa mai departe. Nu, pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Pe mine mă interesează ca Dumnezeu să fie mulțumit și fericit. Și dacă El va considera că mă poate mântui, treaba Lui. Dacă El va considera că nu mă poate mântui, e tot treaba lui Dumnezeu. Eu nu pot să-L judec pe Dumnezeu din hotărârea pe care o ia El. El e singurul care face ceea ce trebuie. Înțelegem noastră. Belinga Fanica, bine ați venit cu noi. Nu trebuie să judecăm noi, frate, lasă pe cine ai dreptul să zicem noi. Trebuie să ne rugăm pentru cei care, pentru cei ce cred că ei sunt cei care merită să fie lăudați gloria Domnului. Dar nu judecăm pe nimeni. Aici discutăm. Stă scris. N-aveți comentariile Spiritul Profetic? Cumpărați-le. Aici vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește destul de clar. Asta ne cere Dumnezeu. Când faci o judecată, vedeți dumneavoastră Belinga Fănica. De multe ori noi oamenii nu mai facem diferență între judecată și mustrare. Judecată, cuvântul lui Dumnezeu, dacă cercetați și a oricărui și a unui om de pe pământ normal, spune când dai nume, când cauți să-l înjosești, să-l bajucorești înaintea oamenilor. Eu n-am dat nume, n-am jignit pe nimeni, n-am bajucorit pe nimeni. Dacă păstorii nu sunt așa, binecuvântat să fie Dumnezeu, dacă sunt așa, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, nu am treabă cu viața nimeni personală, noi nu aducem nume, noi nu căutăm să-l josim, să judecăm, noi vorbim despre ceea ce se întâmplă. Că de multe ori, și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta și spune prorocii lui Dumnezeu și cei care trebuie să facă lucrurile sunt păstori. Nu noi membrii de rând. Păi și atunci de ce încerc să mă duc în lucrare?
Dacă eu nu sunt un reprezentant al Lui Dumnezeu pe pământ, de ce mă trimiți? Dacă eu sunt greșit, de ce mă chem să merg în lucrare? De ce? Sau sunt comunități unde de multe ori nu vreau să, de exemplu, zice, cineva îmi zice odată, zice, ce cauți tu aici în biserică? Asta n-ai cecut, du-te de aici să nu mai vii aici. Sau odată m-a chemat într-o biserică să predic și când m-am dat jos, noroc că am fost mai mare, așa că aproape că mă luau la bătaie. Da. Și a zis că tu nu mai niciodată ce căuta. Dar apoi zice, frate Liviule, mai ai cărți. Păi stai o țără, dragul meu. Ai zis că eu sunt eretic, că sunt dizident, că sunt împotrivă, că nu știu ce. Păi cărțile de ce le vrei? Hai, frate Liviule, lasă că asta a fost în biserică, dar știm că nu faci rău, dar așa ni se spune. Atunci ce fel de credincios ești? Te temi mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Lasă, frate, că hai să nu judecăm. Hai să ne facem noi lucrurile, să ne vedem. Nu, frate, stai puțin, că nu judecăm, dar lucrurile trebuie să le lămurim de la început. Angelica Mihai, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Aici nu vorbim de judecată. Dar ce că doi oameni nu merg pe drum până nu se învoiesc. Da? Și ca să te învoiești, să mergi cu cineva pe drum, trebuie să te și interesezi. Nu poți să intri într-o afacere cu cineva atâta timp cât nu cercetezi, nu verifici că mâine poimine poți să cauzi într-o groapă și să, într-o gaură de nu mai ești niciodată și nu mai dator. Am văzut oameni care s-au învoit doi pe drum și unul dintre ei a furat banii și celălalt a rămas. Nu poți să mergi pe drum cu cineva care te va vinde mâine poimine și nu poți să faci lucrurile acestea. Așa este și în lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă te învoiești cu cineva să mergi la drum, trebuie să știi cu cine mergi la drum. Că mâine poimine ajungi să fii departe de Dumnezeu fără să vrei sau să ajungi într-o situație în care nu știi cum vei scoate cămașa. Deci lucrurile acestea Dumnezeu ne le pune în față fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi. Prin cunoașterea adevărului, așa cum este El în Iisus, creștinul trebuie să crească în har, înaintând mereu în desăvârșirea caracterului său. Dumnezeu a ales dintre neamuri un popor care să fie al Lui și le-a dat acestor oameni numele de creștini. Este un nume regesc dat acelora care se unesc în Hristos. Petru spune, dacă unul dintre voi suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Să nu-i fie rușine. Ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acela. Auziți ce spune Dumnezeu? Auziți ce spune Dumnezeu prin omul său? Că dacă vreunul dintre voi suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acela. Acest popor al lui Dumnezeu îl va crede pe cuvânt și se va prinde strâns de minunata comoară de cunoaștere deschisă în fața lui. Ce trebuie să facem noi? Să ne legăm strâns. De cine? Unde? Cum? De el? În fața lui? De o comoară? De cunoaștere? Deschisă în fața lui Dumnezeu? Înțelegeți noastră? Avem inima noastră, avem înaintea noastră cel mai înalt, cel mai sfânt exemplu. Domnul Iisus a fost fără păcat în gând, în cuvinte și în fapte. Tot ce a făcut El a purtat pecetea perfecțiunii. El ne arată calea pe care a mers și ne spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Da, dragii mei, să-și ia crucea și să mă urmeze. Între timp ce vă prezint dumneavoastră aici, a venit de la Ro Alert un mesaj care spune avertizare meteo, cod roșu de caniculă, val de căldură, temperaturi între 39 și 49 de grade Celsius, valabil până pe data de 23-a 7-a.
Evitați deplasările, expunerea la soare și efortul fizic intens desfășurat în exterior. Apelați serviciul de urgență în caz de... Deci ni se trimite un mesaj, dragii mei, ca să evităm. Am văzut că este foarte mare căldură afară, soarele a început de dis de dimineață, de revărsatul zorilor să dogorească. Dar oare ce vom face când soarele va dogori de 7 ori mai mult? Dar oare ce vom face? Că cuvântul lui Dumnezeu spune că apa va fi lipsă pe pământ. Soarele va dogori de 7 ori mai mult. Oamenii vor fi loviți cu o bubărea la fund. Își vor da sufletul de groază, vor căuta moartea și moartea nu va veni. Dar copiii lui Dumnezeu, ca și poporul Israel, în ținutul Gosen, Dumnezeu le va purta de grijă. Copiii lui Dumnezeu de mult au părăsit orașele și localitățile din jurul orașelor. S-au dus în locuri retrase, chiar și în inima munților, și Dumnezeu le va purta de grijă. Dumnezeu îi va ocroti și va fi alături de ei. Dumnezeu le va fi ziua stâl de nor și noaptea stâl de foc. Dumnezeu, dacă va fi nevoie, va trimite corbi cu pâine să le dea să mănânce și apa. Deci vedem că ne îndreptăm către timpurile acelea. Vedem că încetul cu încetul profeția lui Dumnezeu ajunge să se împlinească. Ești tu gata, creștine, pentru toate aceste lucruri? Acest popor îl va crede pe Dumnezeu. Avem înaintea noastră cel mai înalt exemplu. O singură propoziție din Scriptură are mai multă valoare decât 10.000 de idei sau argumente omenești. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu, dragii mei? O singură propoziție din Scriptură are mai multă valoare decât 10.000 de idei sau argumente omenești. În cele din urmă, cei care refuză să meargă pe calea lui Dumnezeu vor primi sentința: depărtați-vă de la mine. Dar atunci când ne supunem căii lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne călăuzește mintea și ne pune pe buze cuvinte sigure. Dumnezeu nu vorbește de ceilalți, că au refuzat și au respins chemarea lui Dumnezeu. Dar cei care îl urmează și care refuză în urmarea lor să meargă pe calea lui Dumnezeu, vor primi sentința: depărtați-vă de la mine. Noi care ani de zile am mers după Dumnezeu, dar am refuzat să mergem pe calea Lui. Lasă că nu e chiar așa, lasă că merge și așa, să se închide ușa Harului, eu să fiu ultimul la ușe, tot felul de invenții din astea adventiste, stricate, apostaziate, idolatre, lasă că Dumnezeu știe și cunoaște, îl va schimba în timp, îl va face, minciuni și minciuni și idei și lucruri omenești. Și spune că o singură propoziție din Scriptură valorează mai mult decât 1.000 sau 10.000 de idei sau argumente omenești. Dar atunci când ne supunem căii lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne călăuzește mintea și ne pune pe buze cuvinte sigure. Noi putem fi tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. Primindu-L pe Domnul Hristos, suntem îmbrăcați cu puterea Lui, un mântuitor care sălășuiește în noi, face din puterea Lui proprietatea noastră. Adevărul devine capitalul nostru. Niciun fel de nelegiuire nu se mai vede în viața noastră. Suntem capabili să le vorbim la vremea potrivită celor care nu cunosc adevărul. Prezentați Domnului Hristos în inimă, prezența Domnului Hristos în inimă este o putere însuflețitoare care întărește întreaga ființă. Mărturii, volumul 7, la pagina 71. Vine ziua și este foarte aproape de noi, când fiecare aspect al caracterului va fi descoperit prin ispite deosebite.
fiecare aspect al caracterului nostru va fi descoperit prin ispite, dragii mei. Aceia care rămân statornici în principii, care vor avea credință până la sfârșit, vor dovedi astfel că au fost credincioși chiar sub încercări și punere la probă și și-au format caractere după asemănarea Domnului Iisus Hristos. Toți vom fi încercați. Toți vom fi probați. Toți. Doar cei care astăzi sunt credincioși lui Dumnezeu vor rezista și mâine. Doar aceia vor rămâne în picioare. Doar aceia care astăzi aleargă să-și umple candelele cu un de lemn. Dacă vei aștepta să auzi strigarea, iată vine mirele, și te vei duce să-ți umpli candela, va fi prea târziu. Destinul tău cel veșnic astăzi se hotărăște înaintea lui Dumnezeu. Trezește-te, dragul meu, trezește-te, trezește-te. Ei vor fi cei care au cultivat relație strânsă cu Domnul Hristos și care prin înțelepciunea și harul său vor fi părtași naturii dumnezeiești. Dar niciun om nu-i poate da altuia devotament al inimii și calități nobile ale minții. Nici nu-i poate suplini deficiențele în ce privește puterea morală. Niciun om. Noi nu putem să ne înlocuim. Noi nu putem să dăm de la noi, cum spune aici. Noi nu putem să dăm devotament inimii nimănui. Calități nobile nu putem să-i dăm nimănui. Fiecare trebuie să și le însușească. Fiecare trebuie să lupte pentru acest lucru. Noi putem să facem mult pentru ceilalți oferindu-le un exemplu de asemănare cu Domnul Hristos. Noi putem decât să influențăm astfel, să-L caute pe Domnul Hristos pentru a primi neprihănirea, fără de care nu vor putea să stea în picioare la judecată. Oamenii ar trebui să se roage în mod serios pentru problema atât de importantă a formării caracterului și să-și modeleze caracterul după exemplu său divin. Nu să ne rugăm pentru ca să dea ploaie. Nu să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice aceste lucruri. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și împlinească planul său în orice formă, zi de zi. Noi să ne rugăm să fim pregătiți. Noi să ne rugăm să ne formăm caractere. Eu mă rog zilnic lui Dumnezeu și zic, Doamne, dăm putere ca în ziua necazului și în ziua încercării să pot rezista. Te rog ca fuga noastră să nu fie într-o zi de iarnă sau de sabat. Și să faci ca să fim credincioși să rezistăm până la capăt. Doamne, te rog, ca pe toți cei care sunt încercați, ajută-i ca în încercarea lor să reziste, nu să iese de acolo. La un moment dat, în regimul comunist chinez, frații de-al noștri din China treceau printr-o perioadă grea și trec și acum. Se confruntau cu situații de persecuție și de probleme în regimul chinezesc. La un moment dat, ei au spus conferinței generale, fraților noștri de pe la Uniuni, că trec prin această situație. Frații noștri au zis, fraților, trebuie să propunem la nivel mondial să ne rugăm pentru China, ca Dumnezeu să intervine, să oprească aceste persecuții și aceste nenorociri care sunt de acolo. Ca frații noștri să poată să fie liberi. Dar frații din China au spus la un moment dat, nu vă rugați pentru încercarea persecuției și a necazurilor, fiindcă în momentul când va înceta persecuția și necazul, va înceta și lucrarea. Rugați-vă lui Dumnezeu ca să putem să rezistăm până la capăt, fiindcă prin această persecuție și prin această încercare, flacăra lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu, pătrunde în casele, în viața, în familiile și în poporul chinez. Oamenii aceștia au înțeles ce înseamnă mântuire, ce înseamnă salvare, ce înseamnă pregătire, ce înseamnă misiune, ce înseamnă că trebuie să facă și să trăiască un creștin pe pământ. Pe pământul acesta.
Scumpul nostru răscumpărător stă înaintea Tatălui ca mijlocitor al nostru și pregătește în cer locașul pentru aceia care cred în El ca mântuitor al lor personal. Deci pentru cine se pregătește locașul în cer? Pentru toți aceia care cred în El ca mântuitor personal. Pentru toți aceia care fac ca fața aurului să strălucească. Pentru toți aceia care au chipul Domnului Iisus Hristos în ei. Nu pentru toți aceia, spune, care strigă Doamne, Doamne. Nu pentru toți aceia că Dumnezeu cunoaște ce este în inimă. Nu pentru toți aceia care se laudă că au mers la biserică și n-au lipsit niciodată. Nu pentru toți aceia care se laudă că au participat la toate programele, că ei n-au niciun sabat și așa. Nu! Nu! Pentru toți aceia care cred în El ca Mântuitor, care trăiesc, care reprezintă chipul Său, care fața aurului strălucește pe fața lor. Doar aceia, dragii mei. Și vom trece la ultima parte, apoi vom încheia caracterul personal și comunitatea umană. Cei care sunt oameni ai credinței nu vor neglija niciodată să se adune la oaltă. Pentru că acesta este mijlocul desemnat de Dumnezeu pentru a-i conduce pe copiii Săi la unitate ca în iubirea frățească și creștină să se ajute, să se întărească și să se încurajeze unul pe altul. Să se adune. Nu spune neapărat în biserică, trebuie să mergem și în biserică. Dar dacă nu se poate și nu ai posibilitate sau anumite lucruri, adunați-vă între voi, rugați-vă, cântați, proslăviți-L pe Dumnezeu. Întăriți-vă, încurajați-vă, ridicați-vă unii pe alții, faceți planuri și proiecte pentru lucrarea misionară, faceți ca fața aurului să strălucească pe chipul vostru și cei din afară să-l vadă și să strălucească și fața lor, să-și însușească și a ei și ei acest chip strălucitor al aurului, care este Domnul Iisus Hristos, aur curat. Ca frați ai Domnului nostru Iisus Hristos am fost chemați la o viață sfântă și fericită, pentru că am intrat pe calea cea strântă a ascultării, să ne împrospătăm mintea prin comuniune unul cu altul și cu Dumnezeu, întrucât vedem că ziua Domnului se apropie, să ne întâlnim adesea pentru a studia cuvântul Său și a ne îndemna unii pe alții să rămânem credincioși până la sfârșit. În timp ce Pavel era înzestrat cu înalte daruri intelectuale, în viața lui se manifesta puterea unei deosebite înțelepciuni, care i-a dat agerime minții și simplitate inimii și l-a dus într-o stânsă legătură cu alții, făcându-l în stare să dezvolte partea cea bună a ființelor lor și să îi inspire să se lupte pentru o viață mai înaltă. Inima lui era plină de iubire arzătoare pentru credincioșii corinteni. El dorea să-i vadă dovedind o iubire lăuntrică ce i-ar fi întărit împotriva ispitei. El știa că la fiecare pas pe care credinții ei aveau să întâlnească împotrivire din partea sinagogii lui Satana și că zilnic aveau să fie angajați în lupte. Credincioșii corinteni aveau nevoie de o mai profundă experiență în lucrările lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau ce înseamnă să privești slava lui și lucrurile slava lui și să fii schimbat în caracter. Din slavă în slavă, ei nu văzuseră decât primele raze ale începutului zorilor acestei slave. Dorința lui Pavel era ca aceea să se poată fi umpluți, ca ei să poată să fie umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu, continuând să-L cunoască pe acela care să învețe ca zorile dimineții, care se ivește ca zorile dimineții și să continue să învețe de la el până ce vor fi ajuns în plinătatea măsurii unei desăvârșite credințe evanghelice. Dumnezeu conduce un popor afară din lume, așezându-l pe platforma înaltă a adevărului veșnic. Dumnezeu te conduce pe tine și pe mine și vrea să ne ajute să fim așezați pe platforma înaltă a adevărului veșnic. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, El îi va disciplina și îi va educa pe cei care fac parte din poporul Său. Ei nu vor fi în dezacord, unul crezând ceva, iar altul având o credință și concepții total opuse, așa încât fiecare să lucreze independent de ceilalți. Aici vorbește de cei care sunt din poporul Dumnezeu, ei nu vor lucra independent. Dar dacă ei sunt în dezacord, ei nu sunt din poporul Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este acela care rămâne, cum spus aici,
la lege și la mărturie, la poruncile Domnului, la credința lui, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Dacă unul dintre frate vine și contrazice credința Domnului Iisus, mărturia și poruncile lui Dumnezeu, el nu ți este frate. Apostolul Pavel vine și spune așa, că mulți zic că sunt dintre voi, dar ei nu sunt dintre voi. Și să nu le urați de bun venit. Dacă ei nu vor să lucreze în conformitate cu poruncile, credința și mărturia Domnului Iisus Hristos, ei nu fac parte din poporul Dumnezeu. Cei care îl neagă pe Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos, cei care îl neagă pe Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt, cei care neagă dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cei care se luptă împotriva acestor lucruri, nu fac parte din poporul Dumnezeu, chiar dacă sunt în mijlocul poporului Dumnezeu. În aceste zile este necesar ca unitatea noastră să aibă un caracter care să reziste încercării. Auziți ce spune? Cum trebuie să avem noi unitate pentru timpurile acestea? De multe ori se spune în biserică că, domnule, trebuie să avem unitate. Ce unitate? Să taci din gură, să-ți vezi de treaba ta, să nu pleci certul, să nu zici nimic, să nu mai muți păcatul. Sunt oameni slabi, sunt oameni sensibili, sunt oameni... Așa... Vezi-ți de treburile tale, vezi-ți de treaba ta, lasă ca fiecare știe cu Dumnezeu și tot felul de lucruri care se promovează de la un timp de vreme. Înțelegeți dumneavoastră? Și lucrurile acestea nu sunt bune. Dumnezeu spune că unitatea noastră să aibă un caracter care să reziste încercării. Unitate în adevăr, unitate în credința, care este dată Sfinților odată pentru totdeauna, unitate în stâlpii și în pilonii adevărului pe care Dumnezeu ne-a arătat. Acesta este poporul Dumnezeu care să-L ajute să reziste încercării. Avem multe de învățat și multe, multe altele de care trebuie să ne dezvățăm. Numai Dumnezeu este infailibil. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Avem multe de învățat și multe, multe de dezvățat. Înseamnă că noi, ca poporul lui Dumnezeu, puțin am învățat bun și mult, mult am învățat rău. Și mult, mult, mult practicăm rău. Și Dumnezeu spune că avem mult de învățat și mult, mult de dezvățat. Deci, ce ne dă de gândit că Dumnezeu spune că mult, mult de dezvățat? Spune mult, mult, mai mult decât mult. Mult ce am învățat. Adică viața noastră este mult, mult mai departe de Dumnezeu decât ar trebui să fie în realitate. Numai Dumnezeu este infailibil. Cei care cred că nu vor fi nevoiți să renunțe niciodată la o idee preferată, că nu vor fi niciodată în situația de a schimba o opinie, vor fi dezamăgiți. Iosif Troie, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Auziți ce spune Dumnezeu? Cei care cred că nu vor fi nevoiți să renunțe niciodată la o idee preferată de ei. Dom'le, așa este, nu. Dom'le, dar stă scris. Dar nu mă interesează. Idee preferată, că nu vor fi niciodată în situația să schimbe opinia, vor fi dezamăgiți. Atâta vreme cât ținem la ideile și la opiniile noastre, cu o insistență hotărâtă, nu vom avea unitatea pentru care s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei. Vreau să vă spun că acest citat este în primul rând pentru păstori și apoi pentru popor. Fiindcă acest citat este trecut aici din mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei. Adică păstorii ar trebui să cadă toți la unitate, la înțelegere. Dar cum ei nu cad, o biserică face așa, o biserică face cealaltă. O uniune face într-un fel, o uniune într-alta. O conferință într-un fel, o conferință într-alta. Cineva odată acuzat și zicea, nu că voi aduceți dezbinare, că voi aduceți ceartă, că voi aduceți nu știu ce, că voi aduceți și faceți nu știu ce și așa mai departe. Păi dacă voi nu vă înțelegeți între voi, de ce ne cereți nouă ca să fim una cu voi, când voi nu sunteți una, voi nu vă înțelegeți? Voi ca păstori nu credeți la înțelegere. Uniunile, conferințele nu ca la înțelegere. E uniunea de cutare, uniunea de cutare. Conferința germană, conferința nu știu ce,
Convenția Generală de America, Convenția Generală de nu știu unde și împărțite în mai multe. Voi nu sunteți de acord, voi nu cădeți de acord, lecțiunile niciodată aproape că nu cad de acord. Spunea odată fratele Dănăiaț, ascultam o prezentare de-a lui la lecțiune și spunea, zicea, lecțiunile când pleacă de la Conferința Generală pleacă pentru toți și fiecare țară trebuie să o traducă în limba lor. Dar românilor nu le-a încăput. De fiecare dată când o traduc e mai mult decât trebuie și nu le încape. Adică mai scoate din ea să mai pună câte ceva așa, știți? Eu de aceea de multe ori prefer să studiez comentariile Spiritul Profeției decât lecțiunile acelea care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, doar titlul de multe ori, că în rest aproape nimic. Dragul meu ascultător, în această dimineață eu mă voi opri aici. Îți mulțumesc că ai fost cu mine, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru minunatele momente și minute pe care le-am petrecut împreună. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă poarte de grijă și să fie alături de fiecare dintre voi. După amiază, toți cei care doriți, la orele 6, ne vom întâlni din nou la programul nostru Întrebări și Răspunsuri. Sau ora întrebărilor. Haideți, dragii mei, să ne întâlnim după amiază. Fiecare dintre dumneavoastră care anatoma, pacea Domnului. Dacă vreți să veniți, vă aștept cu întrebări. Acum două sabate în urmă au fost întrebări mai multe. Sabatul trecut au fost 3-4 întrebări. Vă așteptăm pe toți cu întrebări. Gândiți-vă la anumite lucruri care nu vă corespund ideile dumneavoastră, anumite lucruri care vă descurajează sau vă duc în altă gândire din Sfintele Scripturi și din vă duc în altă direcție, veniți cu ele după amiază, vom dezbate în lumina Cuvântului Dumnezeu. Iosif Stroie spune, dar lecțiunea de pe telefon, cum vi se pare? Cum să vi se pare, frate? Lecțiunea, de exemplu, ea trebuie dezbătută să fim toți adunați, dar de multe ori nu este ocazia să putem. De exemplu, eu transmit aici, fiindcă sunt majoritatea fraților, unii sunt plecați. Cunosc foarte mulți frați care nu sunt, de exemplu, în țară și sunt în altă parte, lucrează badante, interne și așa mai departe, nu au posibilitatea să meargă la o biserică sau nu există biserici în apropiere. Problema e că la școala de sabat aici, mulți nu discută pe față, dar vreau să vă spun că avem foarte mulți urmăritori de la Biserica Pentecostală, baptistă, evanghelistă. Eu stau de vorbă cu ei foarte mult. Avem frați ortodoși, chiar și catolici care ne urmăresc și văd lucrul acesta. Dacă avem lucru de învățat bun și pe telefon, este bun. Domnul să ne ajute să învățăm. Dacă ne ajută să ne formăm un caracter în care în altă parte nu putem să-l învățăm, să-i dăm bice mai departe, să învățăm, să ne pregătim, să ne întărim și să slujim pe Dumnezeu cu toată inima cât se mai poate. Vreau să amintesc din nou proiectul pe care îl avem, tipărirea cărții Tragedia Veacurilor, 6,30, 6 lei 30, dragii mei. Vă aștept cu drag, haide să demarăm cât mai repede, să grăbim proiectul acesta, tipărirea cărții Tragedia Veacurilor, 6 lei 30. Suntem aproape, cu puțin mai avem și ajungem la jumătatea sumei. Trebuie să ne grăbim. Deja vorbeam ieri și cu cineva. Lucrurile din septembrie vor începe. Deja după data, cam 20-25 de august, vom începe din nou. Mască obligatorie, vor începe restricții, vor începe tot felul de lucruri. Am văzut pe la magazine că încep să-ți dea ulei cu porția. Nu ai voie să cumperi mai mult de o anumită cantitate. Eu am fost la un magazin și au zis că nu se poate să cumpăr mai mult decât trebuie. Căldurile vin, seceta se mărește. Dacă toate aceste lucruri se măresc și cresc în intensitate, înseamnă că criza alimentară despre care a venit Dumnezeu, că pâinea și apa va fi retrasă de pe pământ de la locuitorii pământului, este aproape. Toate aceste lucruri, criza avem, seceta avem, lipsa apei începe să se vadă, criză politică, criză economică, criză religioasă, toate aceste lucruri duc către ce, dragii mei? Către final. Au mai fost pe pământul acesta tot felul de crize și tot felul de lucruri, parțiale. Dar cum se vede de la un timp de vreme că aceste lucruri cuprind tot pământul de la o margine la alta. Dumnezeu spune că tot pământul va intra în strâmtorare. Tot pământul va ajunge în situațiile în care va ajunge. Oamenii vor prefera
mai bine să moară, dar moartea nu va veni. Oamenii își vor da Duhul de groază numai la auzirea veștilor care vor veni. Noi trebuie să ne trezim, dragii mei, haide să ne implicăm în lucrarea Dumnezeu. Haide să terminăm această carte, cât mai avem prețul acesta, că nu știm cât va mai dura și dacă se va mai putea face. Aveți numărul meu de telefon aici sus, mă puteți contacta pe WhatsApp sau pe Liviu Bondoc pe Messenger, ca să putem să tipărim această carte cât mai repede posibil. Vă doresc tuturor în continuare poftă bună și nu poftă mare. Să mâncați cu un pătat. Fie că mâncați, fie că beți, fie că priviți, fie că gândiți, fie că vorbiți, fie că vă îmbrăcați, fie că faceți orice lucru să fie spre slava lui Dumnezeu. Nu amestecați mâncărurile între ele. Evitați să mâncați alimente, cereale, legume cu fructe. Evitați-le. Căutați mai bine să mâncați un fel de mâncare. Eliminați după mesele voastre Coca-Cola, Fanta, Red Bull-urile și tot felul de lucruri care sunt dăunătoare. Băuturile acidulate. Am văzut foarte mulți oameni în timpul acesta că bea apă acidulată sau sucuri acidulate pentru că să le răcorească prostia și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să evităm băuturile acidulate care vor face rău mai ales pe timpul căldurii. Corpul are nevoie să asimileze mai multă apă, este nevoie să ne hidratăm mai mult, dar acidul acela carbogazos nu face bine. Evitați tot ce conține de lucrul acesta. Mai bine preferați să mâncați. Să mâncați. Un fruct, o bucată de pâine bună. Evitați să cumpărați pâine de la magazine, că este o stricăciune. Evitați să mâncați ceea ce este rău. Puneți-vă în grădină. Cu toată seceta aceasta, Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu va face ca toate lucrurile să fie bine. Să avem ce mânca, nu să ne îmbuibăm. Căci de multe ori am mâncat din prisos, ci nu de foame. Înțelegeți noastră? Mintea noastră a ajuns să fie bolnavă, să mâncăm, să mâncăm, să mâncăm, să dormim cu burțile pline, să ne sculăm pline, să punem peste ele, să mâncăm și să trăim în felul acesta. Domnul să vă poarte de grijă, dragii mei, faceți ca slava lui Dumnezeu să strălucească, chipul aurului și fața aurului să strălucească peste fiecare dintre voi. Rămâneți în odihna lui Dumnezeu, nu în odihna numai de sabat, că mulți dintre noi intrăm în odihna sabatului, ne oprim fizic, dar mintea noastră, gândurile noastre, viața noastră, vorbirea noastră, mâncarea noastră, îmbrăcămintea noastră aleargă în pasul lumii acesteia și în concordanță cu cerințele lumii acesteia. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie diferiți față de lumea aceasta. Ei trebuie să fie diferiți în orice lucru, un popor deosebit, un popor diferit, separat de lumea aceasta în toate aspectele lui. Lăsați-L pe Dumnezeu să strălucească în viața voastră. Domnul cu voi cu toți până când ne vom întâlni împreună. După amiază, la orele 6, ora întrebărilor. Vă aștept cu întrebări, dragii mei. Domnul să fie cu noi cu toți. Vom asculta 3 melodii și prin harul Domnului ne vom despărți. La revedere. Domnul cu noi cu toți.